într-o recapitulare scurtă, că și orașul nu era un loc favorabil pentru că erau foarte mulți protestanți care Dumnezeu iubește egal și nu suntem noi mai buni decât ei. Avem informații mai multe, dar avem și noi probleme. Suntem oameni păcătoși toți. Dar de multe ori ideea este că nu vreau să vin la biserica ta, că eu mă duc la biserica mea. De asemenea, foarte mulți oameni bogați care nu vor să meargă la nicio biserică. În contextul respectiv spuneam că biserica era descurajată, că au încercat și nu au rezultate. Și când încerci odată, de două ori, de trei ori, de zece ori și nu ai rezultate, pe la urmă te descurajezi, băi, nu merge. În realitate, în Biblie, spune că seceriușul este larg. Dumnezeu nu are o problemă de seceriși, Dumnezeu are o problemă de lucrători. Nu sunt lucrători. Și am spus acolo, dacă vă amintiți, am spus că s-a început cu ce? Spuneam că s-a început cu rugăciune. Și vreau aici să subliniez încă o dată, până nu trecem mai departe, să continuăm de unde am rămas aseară, vreau să subliniez încă o dată. Mulți oameni spun așa, frate, m-am rugat, dar nu am rezultate. Dar foarte puțini care se roagă sunt dedicați rugăciunii. Când vorbim de rugăciune serioasă, noi nu vorbim de rugăciunea de rutină, de rugăciunea de obișnuință. Ți-ai făcut rugăciunea înainte de masă. Câți dintre noi, când fac rugăciunea la masă, se gândesc la ce se roagă? Spuneam că foarte mulți oameni se roagă și cred în rugăciune, dar foarte puțini se roagă serios. Asta nu mă refer la nimeni, nu vreau să fie nimeni vizat sau jignit sau ofensat. Mă refer la mine primul și apoi la cine vrea, în funcție de cum vă inspiră Duhul Sfânt. Dar uitați-vă în Biblie cum se rugau și uitați-vă cum ne rugăm noi. Și noi zicem, da frate, da, rugăciunea e bună, dar frate, mai trebuie și altceva, rugăciunea e prea simplă. Frații mei, dacă noi înțelegem că puterea vine de la Dumnezeu, nu de la oameni, singura metodă prin care primim puterea aia, singurul canal, e rugăciunea. Așa spune Spiritul Profetic, că rugăciunea este mâna care prinde resursele lui Dumnezeu și le pune la dispoziția noastră. Și de asta oamenii ar vrea cam așa ceva, să mergi la facultatea de medicină o zi și să fii doctor. Nu merge. Așa și cu rugăciunea. Ar vrea să facă o rugăciune mică și să primească o minune mare. Nu merge. Nu merge să fii doctor cu o zi de școală. Trebuie 7-8 ani de școală. Nu merge să ai o minune și o experiență puternică cu 2 minute de rugăciune. Imaginați-vă dacă Noe se ruga 2 minute pe zi, credeți că Dumnezeu putea să-i spună să construiască o corabie? Ăștia din Biblie au fost oamenii rugăciunii. La fel între pionierii mișcării advente. Oamenii au lăsat tot, înțelegeți, două lucruri, chiar trei. Unu, au lăsat tot. Cine dintre noi vrea să lase tot? Noi teoretic spunem că îi predau totul lui Dumnezeu. Așa e și cântarea în engleză. All to Jesus I surrender. Îi predau totul lui Dumnezeu. Dar noi în realitate nu predăm, frate, totul. Este așa sau nu e așa? De fapt ne e frică să predăm totul, că ce se întâmplă cu mine? Și noi ne iubim lucrurile noastre și viața noastră mai mult decât pe Dumnezeu. Deși noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, toată puterea, tot sufletul și așa mai departe. Dar orice lucru care nu ești dispus să renunți la el, pe ăla îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Într-un cuvânt, ăla e Dumnezeul tău. Ceea ce nu renunți, la așa ceva te închini. Pentru că Dumnezeu, Iisus spune așa, trebuie să iubim pe Iisus mai mult decât... Așa spune, cine nu urăște pe mamă, pe tată, așa e? Dacă spunea pe soacră, ăla era cel mai ușor lucru, dar nu spune așa. Cine nu iubește, cine nu urăște, cuvântul în greacă nu este să urăști, cuvântul în greacă e mișeo. Mișeo nu înseamnă să urăști, mișeo se traduce în două feluri. Să iubești mai puțin decât, să iubești mai puțin decât, sau iubirea pentru acel lucru, comparat cu iubirea pentru Dumnezeu, să fie așa de mică să pară că e ură. Adică, cine nu iubește lucrurile astea mai puțin decât pe Dumnezeu, sau cine nu iubește lucrurile astea atât de puțin, comparat cu iubirea Dumnezeu atât de multă, încât dacă pui cele două iubiri se compare, asta pare ca ura pe lângă aia. Deci, cine nu e în stare să-L iubească pe Dumnezeu atât de mult, încât să-L iubească mai mult decât orice altceva, ăla, zice Iisus, nu e ucenicul meu. Tu poți să te numești adventist, dar nu ești, decât în cărțile bisericii. Până nu reușești să iubești lucrurile alea mai puțin decât pe Dumnezeu. În cazul ăsta, lucrul la care nu renunți, lucrul care nu ești dispus, poate să fie copiii, poate să fie familia, poate să fie serviciu, poate să fie casa, poate să fie banii, poate să fie sănătatea, poate să fie viața. Lucrurile care nu poți să le predai, să renunți la ele, lucrurile alea le iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Că dacă le iubești pe Dumnezeu mai mult, renunți la ele fără probleme.
Și spui, Doamne, nu numai casa, viața. Iisus a murit pentru mine, mor și eu pentru tine cu plăcere. Și așa, pe pământul ăsta, cât trăim, frate? 70, 80, 90, cei mai tari, nu? Bunicul meu a trăit 103, dar nu prea mulți ajung acolo, nu? 90, 100, poftim. Dar noi nu suntem, frate, aici ca să trăim aici. Ținta noastră este viața veșnică, fraților. Nu 80 de ani, ci eternitatea, care nu se termină. Adică, cum se zice în engleză? Forever, never, never. Nu? Fără sfârșit. Pentru asta venim la biserică, pentru asta ne rugăm. Vrem să fim cu Domnul în eternitate, nu-i așa? Și atunci, astea trebuie să fii dispus să renunți la ele. Nu neapărat că le dai, hai toată lumea, hai să dăm totul. Ci în sensul că să-L pui pe Dumnezeu primul. Ca de exemplu. Eu nu mă dau pe mine de exemplu în sensul că uite ce sfânt sunt, că trebuie să vorbiți cu soția să aflați dacă sunt sfânt sau nu, că aici pot să par sfânt, dar acasă se vede sfințenia, mă înțelegeți? Deci dacă vreți să știți cât de sfânt sunt, discutați cu soția și atunci vă lămuriți. Dar toți avem experiențe cu Dumnezeu. Și câteodată mai bune, câteodată mai rele. Vă dau un exemplu de o experiență mai bună. Simplă de tot. Eram în facultatea de construcție și aveam un examen extraordinar de greu și extraordinar de important la sfârșit de an. Pierdeam examenul ăla, pierdeam anul. Acum e ușor de povestit, dar nu știu cine e dispus să piardă anul. Adică pierzi un an de facultate, nu e ușor, nu? Și seara respectivă aveam câteva lucruri la biserică, niște repetiții de cor, niște discuții, întâlnire cu pastorul, câteva lucruri la biserică. Nu mai amintesc ce era, sau era ceva cu demolarea bisericii, era ceva un eveniment și era nevoie de noi, nu mai amintesc. De asemenea, dimineața nu plec fără rugăciune și fără studiu. Nu mă mișc din casă până nu m-am... Cum nu plec fără să-mi încarc telefonul, așa nu vreau să plec până nu-mi încarc sufletul cu energie, cu prezența lui Dumnezeu, cu să-mi încarc spiritual. Nu, mă înțelegeți ce zic? Și mi-a spus altcineva care era tot la biserică cu mine, tot la școală cu mine, băi, lasă, nu te duci la biserică în seara asta, te duci altă dată. Acum stai acasă și învață pentru examen. Am stat, m-am gândit, m-am rugat și știam că e nevoie mare și că foarte, dacă toată lumea zice, las că se duce altul, știți cum mi se zice că copilul cu multe moașe? Ce las că se duce celălalt, fiecare ce așa nu se duce nimeni. M-am dus la biserică și am zis, băi, Dumnezeu mi-a dat școala, Dumnezeu mi-a dat viața, Dumnezeu mi-a dat sănătatea, dacă mă duc la școală și nu mă duc la biserică și mâine mor într-un accident de mașină, ce am câștigat că am școala dacă îl pierd pe Dumnezeu? Ce câștigă un om toate lucrurile în lumea asta dacă își pierde sufletul? Și am zis, mă duc la biserică, îl pun pe Dumnezeu, că așa e, ce căutați mai întâi. Îl pun pe Dumnezeu mai întâi, îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât școala și apoi vedem. Dumnezeu a promis că celelalte vi se vor da pe deasupra. M-am dus la biserică. Când am ajuns acasă, vine cineva pe la mine. Așa se întâmplă totdeauna. Când n-ai timp, atunci vin toți. Când ai chef de musafir, nu vine nimeni. Mă înțelegeți cum e, nu? Vine cineva pe la mine și eu mă rugam minte, Doamne, ajută să plece, dar nu plecat. Domnul mi-a ascultat rugăciunea. M-a ținut până la 11, dimineața nu m-am trezit ca de obicei, la 5 să studiez. Când m-am trezit era 7. Ce vreau acum? Studiez, mă rog, sau fug la școală la examen? Plec fără rugăciune, hai, faci repede o rugăciune acolo, 2 secunde, dar amin. Pșt. Spune Soroaita așa, are un paragraf extraordinar unde spune că noi suntem lipsiți de binecuvântări și am paragraful în engleză, dar nu stau acum să-l citesc. Suntem lipsiți de binecuvântări pentru că trecem în fugă prin prezența lui Dumnezeu. Așa e ce? Trecem în grabă prin prezența lui Dumnezeu și nu ne oprim să avem părtășie cu El și să primim binecuvântarea și să fim umpluți de prezența Lui. Cât se opresc să aibă părtășie? În alt paragraf spune, când le zice fecioarelor în parabole, când le zice fecioarelor, nu vă cunosc. Zice așa, zice, Soroai spune așa, zice, voi ați refuzat să aveți părtășie cu mine. Nu se referă acum că n-ai mers la adunare, și părtășia aia de dimineață, timpul de studiu și rugăciune. Mă înțelegeți? Oamenii trec în grabă prin prezența lui Dumnezeu și nu se gândesc, măi, mă duc în prezența Dumnezeului Universului. Îngerii și acoperă corpul și fața și zic sfânt, sfânt, sfânt. Sau în alt loc zice vrednic, vrednic. Vă amintiți? Sfânt și înfricoșat. Iar noi, bai, și am plecat. Și am zis, studiez, îmi fac timp de Dumnezeu sau fug la școală? Am făcut repede o rugăciune, am luat-o la fugă. Pe aceea m-am gândit, stai puțin, man. Dacă
Dacă pe drum mor și eu am ales școala peste Dumnezeu și în mintea mea, stai mă frate, că nu e niciun păcat să te duci la școală. Nu e păcat, dar e vorba de priorități. E vorba de... Că zice unul, zice, Doamne, numai ce m-am însurat. Altul zice, Doamne, numai ce am cumpărat o moșie. Aia nu e păcat că te-ai însurat. Și pe... când Iisus spune așa, că la timpul sfârșitului va fi ca în zilele lui, cum a fost în zilele lui Noe? Și spune acolo în Biblie, zice, oamenii cumpărau, clădeau case. Ce păcat e, frate, să clădești o casă? Cine crede că e? Ce poruncă? Porunca 12, care e porunca o cale să clădești o casă? Zice, mâncau, e păcat să mănânci? Invitați-mă la masă să vedeți că mănânc. Și nu mă mustră conștiința deloc. Ce beau și nu neapărat, nu scrie acolo, beau alcohol. Poate că beau suc de portocale, nu? Nu se știe. Apă. Deci se măritau, ce păcat este că surești? N-a spus Domnul, Iisus a dat prima lui minune, a făcut-o la o nuntă. Ce păcat este să se căsătoreau, nu? Păi care e problema cu zilele lui Noe? Că zice, mâncau, căldeau case, care e problema? Până a venit sfârșitul și i-a prins de pregătiți. Care e problema? Problema de rutină, de priorități. Adică, astăzi te trezești la 6, la 5, la 7, la cât te trezești, eu nu știu, fiecare diferit. Și când te trezești, ce faci? O rugăciune scurtă, mâncare, te-ai îmbrăcat, fugi la servici. La ora 4 sau 5 sau 6 ieși la servici, conduci o jumătate de o oră până acasă, depinde de la ce distanță stai, ai ajuns acasă, îți faci un duș, sper, așa? După aceea mănânci și după aceea te uiți puțin la news, la și la vreme, după aceea repede treci prin două întrebări din școala de sabat și după aceea la culcare. Luni, marți, cum e marți? La fel, miercuri, cum e miercuri? Joi, cum e joi? Și dacă o zi nu te duci la servicii, băi, mi se pare că e sabat azi. Și nu mai e joi. Băi, am impresia că e sabat. De ce? De ce? Pentru că fiecare zi are aceeași rutină, același obicei și sâmbăta și duminica sunt diferite. Mă înțelegeți de ce? Și dacă o zi nu te duci la servicii, se pare că e sâmbăta. Și după aceea, în timpul săptămânii, mai știi, băi, e azi marți sau e miercuri? Că toate zilele la fel. Când ajungi să trăiești în rutina asta și nu consideri că trebuie să te schimbi, de ce nu trebuie să schimbi? Pentru că nu fur, nu desfrânez, nu omor, nu mint, nu mănânc porc, nu cal sabatul, de ce să mă schimb? Mă duc la servicii, normal, frate. Pentru că toate astea sunt bune, tu nu simți nevoia să te schimbi. Și pentru că nu simți nevoia să te schimbi, uite așa trăiesc zilele și săptămânile și anii și uite acum a fost Crăciunul și mâine iar Crăciunul și te pomenești că a venit Domnul și tu nu te-ai pregătit pentru că nu trebuie să te schimbi, că n-ai păcătuit. Și asta înseamnă că tu pui lucrurile astea care nu sunt vinovate deasupra lui Dumnezeu. Pentru că tu ar trebui să pui pe Dumnezeu deasupra serviciului, deasupra vieții, deasupra sănătății, deasupra școlii, deasupra familiei. El vine primul și celelalte după aceea. E așa sau nu? Și așa spune Iisus, era ca în zilele lui Noe, mâncau, erau ocupați cu rutina. Și Iisus vine, uitați-vă împrejur, nu mai e timp de rutină, nu mai e timp de viața obișnuită, nu mai e timp, ce e în jurul nostru nu e normal. Și de aia nu trebuie să trăim normal, trebuie să ieșim din rutină, să avem alte priorități. Îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, orice preț. Asta au făcut oamenii de credință, Avram l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, Moise l-a pus pe Dumnezeu, nu serviciu, nu viața, pe primul loc. Toți și-au pus pe Dumnezeu deasupra familiei, deasupra sănătății, deasupra vieții lor, deasupra casei, deasupra orice. Dumnezeu pe primul loc și apoi familia, serviciu și așa mai departe. Trebuie ieșit din obiceiul nostru. Că dacă nu ieși azi, nu ieși mâine. Nu ieși mâine, când ieși? Te pomenești că au început plăgile, s-a închis harul și zici, aoleu, sunt pregătit? E prea târziu. Un creștin adevărat nu se joacă cu asta. Azi îl pun pe Dumnezeu pe primul loc. Dacă mor la noapte, pe mine mă interesează astăzi, Dumnezeu e primul în viața mea. Așa i-a spus tânărul bogat, Doamne, ce să fac să fiu mântuit? Iisus știa că el ce, băi, mă duc la adunare, mănânc broccoli, țin sâmbăta și dau zecimea. Bă, înseamnă că sunt bun. Și ce, ții poruncile, da? Da, le țin. Ok, renunță la tot, vinde tot ce ai. El credea că faptul că merge la adunare și că ține poruncile e suficient. Dar care e testul? Ce spune Pavel? Consider câte lucruri. Toate! Ce înseamnă toate? Toate! Toate! Un gunoi! Pentru prețul de a-L ști, de a-L cunoaște pe Domnul Iisus, Mântuitorul meu. Cunoașterea de Dumnezeu e prima, servirea Dumnezeu e prima, relația cu Dumnezeu e prima și celelalte... Pentru că atunci când vine Domnul nostru, Doamne, știi ceva? Te iubesc cu toată inima, dar n-am avut timp, Doamne. Păi înseamnă că nu mă iubești cu toată inima. Înseamnă că ai iubit lucrurile celelalte mai mult. Că dacă mă iubești pe mine, mă pui pe mine pe primul loc. Dacă am doi vizitatori și zi la ăla, băi, tu pleacă, că am treabă cu ăsta. Înseamnă că pe ăsta îl iubești mai mult sau ăsta e mai important. Așa e? Nu poți și cu unul și cu altul, nu există. În sensul ăsta, toți oamenii de credință din Biblie au avut curajul ăsta și credința asta să-L pună pe Dumnezeu primul
și să aibă încredere că Dumnezeu care îi iubește se va ocupa de celelalte. Nu că renunț la servici, că lasă că dacă mă rog nu mai trebuie să muncesc, îmi dă Domnul pâine. Nu. Ci în sensul că îți faci priorități, te trezești mai devreme, îți faci timp serios să studiezi și apoi când pleci, pleci cu Dumnezeu, nu pleci singur. Și după aceea în tot ce faci, că lucrezi, că ești la școală, că ești în grădină, în tot ce faci, te porți așa încât ai face totul pentru Dumnezeu. Ca comportarea ta să-i aducă onoare. Oamenii când te văd zic că ăsta e un om cinstit, e un om muncitor, e un om modest, e un om plin de iubire care e gata să ajute, e un om gata să ierte. Uite, se vede caracterul lui Hristos. Tot ce faci, faci ca și cum ai face pentru Dumnezeu, în temere de Domnul, ca și cum ai fi în prezența Lui tot timpul, conștient că El te vede în clipa asta. M-ați înțeles? Aia înseamnă să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Acum, ne gândim așa, dacă toți oamenii de credință L-au pus pe Dumnezeu, au renunțat la tot și L-au pus pe Dumnezeu pe primul loc. Gândiți-vă, ucenicii se certau între ei, cine o să fie primul la alegeri, cine o să fie primul în împărăția. În momentul în care a fost răstignirea, spune Sorai foarte interesant în Faptele Apostolilor, că în camera de sus, subiectul, îmi traduc din engleză, subiectul discuțiilor, în camera de sus, subiectul discuțiilor lor era Iisus și răstignirea Lui. Și El, cum se zice, răstignit. Iisus și El răstignit. Și spune dânsa, cu cât s-au uitat mai mult la El și au înțeles ce a făcut El pentru ei, cu atât au fost, zice, their heart started to melt. Au început să li se topească inima. Mă înțelegeți? Cu cât te uiți mai mult la El, cu atât inima ți este mișcată. Deci dragostea Lui ne constrânge. Și cu cât au înțeles mai mult și au fost pătrunși de dragostea Lui, au început să se iubească unul pe altul și au început să-L iubească pe Dumnezeu mai mult decât pe ei înșiși. Și ți-au început să renunțe la toate. Să-L pune pe Dumnezeu primul și pe aproapele să-L iubească pe El însuși. În momentul în care tu îți petrești timp cu Dumnezeu, zice că noi suntem schimbați din slavă în slavă, cum? Ne uităm ca într-o oglindă. Prin a privi, în engleză zice by beholding, prin a privi, prin a-ți fixa mintea și ochii pe El, pe crucea Lui, pe iubirea Lui, pe răbdarea Lui cu mine, păcătuiești și mă iartă și iar păcătuiești și mă iartă și mă duc la El, cer ajutorul și mi-l dă. Cum poate să aibă atâta răbdare că eu dacă mi-ar face unul așa de 10 ori, cred că aș da cu El să nu se vadă. Când mă duc la El și văd câtă iubire și ce a făcut pe cruce și ce face acum pentru mine și ce va face în veșnicie pentru mine și cu cât mă uit mai mult, cu atât mai pătrun și zic, nu merit. Și totuși mă iubește. Și spune soria că asta este solia cea mai importantă. Zice așa, Iisus, Iisus, Iisus. Când înțelegem solia asta, asta e solia care va schimba inima și va schimba lumea. Cu cât înțelegem mai mult iubirea Lui. De-aia zice că viața veșnică este care? Să-L cunoști, să-L înțelegi. De-aia Moise vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. De-aia David vrea să-L cunoască. Să-L cunoști pe El. Cu cât îl înțelegi pe El mai mult, cu atâta ești pătruns. În Hristosul lumii spune așa, că la piciorul crucii, cu cât ne uităm mai mult la crucea Lui și o înțelegem, cu atât mai mult, fără efort omenesc, suntem transformați în imaginea Lui. Suntem transformați din ce în ce mai mult, din slavă în slavă, tot mai mult ca El, tot mai mult ca El, tot mai mult ca El. E, oamenii de credință, ucenici în camera de sus, pionierii mișcării advente, asta au făcut. În 1844, oamenii ăia, pionierii bisericii noastre, au știut, au crezut că vine Domnul, e așa sau nu? Și oamenii ce au făcut? Au lăsat tot, am dreptate. Și s-au focalizat cu toată energia, cu toată viața pe venire. Și au făcut timp să se roage și nu se rugau așa o rugăciune de 2 secunde și jumătate. Se rugau tot timpul, se rugau împreună, se întâlneau împreună, se rugau. Am fost la locul respectiv și este așa o stâncă, dar nu e mică, frate. Adică e uriașă, e dreaptă ca florul ăsta, ca parchetul ăsta. E dreaptă și în loc să fie iarbă, e iarbă, mai încolo sunt pomi și aici pe vârful muntelui, nu e chiar munte, e un deal înalt. Pe vârful dealului, dintr-o dată e așa, e o stâncă din aia dreaptă așa și lungă și are aici și acolo câte o gaură unde intră ploaia și stă ploaia, dar în rest e așa un pat, ca un beton turnat de stâncă, cât vezi cu ochii. Și după aceea începe să coboare și apoi începe să coboare muntele, valea și vezi dincolo muntele celălalt cu pădurea. Acolo pe dealul ăla s-au întâlnit, acolo e și bisericuța aia mică pe care au avut-o, eu încă o pot vizita, am poze acolo. Acolo s-au întâlnit și au stat pe stânca aia și s-au uitat să aștepte norul pe cer. Îți dați seama ce dezamăgire când n-a venit, vă dați seama. Oamenii au lăsat tot, absolut tot, pentru că au avut un singur scop, să fiu cu Iisus. Acum Iisus vine. Uitați la profeții.
nu trebuie să explicăm. Oamenii necredincioși, vecinii băiatului nostru, îi spuneau, n-au nicio credință, n-au nimic. Zice, măi, lumea asta nu mai poate să meargă așa. Atât de multă nebunie în lume, că nu se mai poate să meargă așa. Lumea asta se prăbușește. Lumea asta, lumea asta ajunge la un sfârșit. E totul distrus, e totul făcut praf. Și morală, oamenii nu mai au morală, nu mai au iubire, toți se urăsc, toți sunt egoiști, crime, furturi, probleme politice, probleme economice, economia e gata să se prăbușească în toate țările, pandemii, uitați-vă împrejur, lumea asta la ce a ajuns. Nu mai e cum a fost acum 20 de ani sau acum 50 de ani. Suntem la sfârșit. Și poate cineva zică, așa a fost o ea, n-a fost frate așa. Au crescut? Cum spune Biblia, cum crești durerile nașterii? Au crescut din ce în ce mai multe, din ce în ce mai mari și din ce în ce mai globale. Nu mai afectează o țară aici și acolo. Tot globul, frate. Tot globul e afectat. Lumea asta a ajuns, fuge cu o viteză extraordinară în jos, în prăpastie. Nu mai poți opri. Nu mai poți opri. Suntem la sfârșitul pământului. Iisus vine. Credeți că Domnul își ține cuvântul și vine? Toate profețiile s-au împlinit, frate, mai sunt acolo una, două, legea duminicală, ce mai așteptăm? Și e totul pregătit. Adică se discută acum la Curtea Supremă să se desființeze legea, se discută acum, citeam astăzi pe News, să se desființeze legea de separare a bisericii de stat. Vă dați seama că Solai vorbește de asta, spune, când separarea statului de biserică se va anula, încep greutățile. E paragraf negru pe alb, clar. Spune, atunci trebuie să vă pregătiți să vă mutați, încep greutățile. Se discută acum să se... Eu nu știu dacă se va împlini sau nu, poate se mai durează un an, poate 3 luni, poate 10 ani, Domnul știe. Noi nu dăm dăți, e un păcat să... Zice că ziua nu știe nici... Vă amintiți? Ok, punctul meu nu e că se întâmplă mâine, nu contează, poate mor la noapte, nu m-a pus să văd. Punctul meu este că noi trăim evenimentele finale. Vine Domnul. Așteptarea, speranța veacurilor. Bunicul meu l-a așteptat, tatăl meu l-a așteptat. O să-l vedem cu ochii noștri, o să vedem norul, o să trăim prin cutremurul ăla, unii o să fugă, alții o să se uite cu bucurie. Asta este Dumnezeul meu pe care l-am așteptat atâta timp. Scăpăm de COVID, scăpăm de moarte, scăpăm de biluri, de facturi, de sărăcie, scăpăm de dureri, scăpăm. Mergem odată acasă, că noi suntem străini și călători aici. Ei, vine Domnul, dacă în clipa aia, Dumnezeu zice, nu te cunosc. De ce? Pentru că tu ai fost distras, atras mai mult de cutare, de cutare, de cutare și ai ignorat, satana ți-a atras atenția, te-a ținut ocupat atât de mult că ai ignorat rugăciunea, studiu, nu mă cunoști pe mine, tu ai o teorie de religie, dar tu n-ai nicio relație cu mine. Păi e cel mai trist, frate. Să fii, cum zicea tatăl meu, scuzați expresia, cu fundul în două bărși, dacă ați auzit expresia asta, sau ați auzit-o, îmi cer scuze că folosesc cuvântul ăsta, dar cam asta e, să încerci să fii și cu Dumnezeu și cu lumea. Nu merge, oricum, e ca și cum aici, am două neveste și le iubesc pe amândouă. Băi, frate, Biblia îți spune să ai una. Când îl iubești pe amândouă, ai ca și porunca șaptea. Nu poți să îl iubești pe amândouă. Înseamnă că nu iubești niciuna. Așa e? Nu poți, frate, să iubești pe Dumnezeu și lumea, sunt măritat cu amândoi. Înseamnă că îi înșeli și pe unul și pe altul. Frații mei, din nou, nouă ne e frică să ne consacrăm fără rezervă. De ce? Pentru că ne iubim pe noi mai mult și viața noastră. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu până la punctul că nu ne mai iubim viața noastră. Nu ne mai iubim serviciu, nu ne mai iubim nimic, decât pe El. Punct. Și celelalte le punem în mâna Lui și zicem, Doamne, Tu mă iubești, Tu ai murit pentru mine, Tu ai promis că îmi vei purta de grijă, te pun pe tine primul și în rest facă-se voia ta. Dacă trăiesc, trăiesc pentru tine, dacă mor, mor pentru tine, nu-mi pasă. Viața mea nu mai e importantă. Tu să crești și eu să mă micșorez. Noi nu suntem la nivelul ăla. Pionierii Bisericii Advente au ajuns la nivelul ăla, au renunțat la tot și de-aia au avut experiențele care au avut. Spun oamenii, păi mă rog, frate, și n-am niciun răspuns. Pentru că nu renunți. Spune Solai foarte clar, foarte, foarte, foarte clar. Zice, to the degree. Zice, până la nivelul în care suntem dispuși să renunțăm, până la nivelul ăla Dumnezeu poate să lucreze. Zice, to the degree that you surrender, to that degree God answers. Până la nivelul în care renunți, până la nivelul ăla lucrează. Dacă renunți mai mult, lucrează mai mult. Dacă renunți mai puțin, nu poate să lucreze. Pentru că nu îi dai permisiunea, pentru că lucrezi tu. În momentul în care renunți la toate, Dumnezeu lucrează în toate. De ce nu lucrează Dumnezeu în viața noastră? Pentru că nu renunțăm, nu ne predăm cu totul, cum spuneam, mă predau. Ce ai, frate, să te predai? Îmi predau viața toată. Cum e cântarea? Nu-i așa? Nu mai știu cuvintele în română, că e o cântare nouă. Nu mai era, nu e nimeni vechi de când am plecat eu, dar cam așa sună, că îmi predau viața toată. Noi nu ne predăm, frate. Exact, mulțumesc.
Eu nu... Mie mi-e greu câteodată să-mi predeau mașina, frate. Nu știu cum să vă spun. Eram în Michigan, eram student și prima dată am cumpărat și eu un van. Știți, probabil ați auzit pe internet, un van, un Dodge Grand Caravan. Tot una cu Chrysler. Și un junghi de mașină, adică un dezastru de mașină. Mă miram eu, ăla trebuia să fie nou, $38,000 și de ocazie trebuia să fie vreo 10.000, cel puțin. Și l-am luat cu vreo 2.500. Păi frate, când e atât de ieftin, trebuie să te gândești, ceva nu-i în regulă acolo. Dar eu repede, hai să-l iau. Și îmi spune prietenul meu, Florin, ce, bă, nu-l lua. Dacă el 2.500, ăsta are probleme, nu-l lua. Păi uite-te la el. Pe vremea aia, în 2000, nu acum, acum toată lumea are televizor în mașină. Pe vremea aia, când aveai televizor, în 2000, când aveai televizor în mașină, era o chestie, nu? Vă gândiți-vă, 21 de ani în urmă, când telefonul celular arăta ca o cărămidă cu antenă, pe vremea aia. Băi, frate, are video games, are televizor, are senzori în bară când parchezi, are... Am cumpărat Venus și m-am dus la școală, la Andrews, la seminar, și l-am parcat în fața școlii, pe unde intră toți în școală, și am lăsat ușa deschisă. Poate vede unul televizorul. Băi, uite-te, trage o privire. Ia, uite, vezi ce am eu acolo în mașină. Să vadă lumea ce am eu. Păi l-am condus 2 luni. Știți povestea, probabil. S-a blocat cutia de viteze. A rămas în cutia, în viteza a doua. Și nu mai făcea, gata, atât, și atât. Și eram pe interstate, pe autostradă, și toată lumea, și eu, cu 20 la oră. Și toți mă claxonau și făceau semn, dă-te mă la o parte de pe drum, că se faci trafic aici. Vai de mine, mă durea stomacul. M-am dat jos din mașină la un moment dat și am început să dau cu piciorul în roată. Și soția mea, calmează-te că ești pastor, te vede unul și zice că ți-ai pierdut mințile, stai calm, că degeaba dai cu piciorul în roată, nu se repară. Doar căzut piciorul. Păi m-am rugat, frate, și am crezut, nu s-a vindecat venul, nu s-a întâmplat nimic. M-am dus frumos la junkyard, cum zicem noi, la cimitirul de mașini, am cumpărat o cutie de viteze, am dat pe ea vreo $450 sau 500, nu mai știu, am plătit un mecanic pe unul din biserică, că ceilalți lua $2000, dar am plătit unul numai vreo $500, mi-a pus cutia de viteze și pe aceea când să merg cu el, o lună, două, mai târziu, s-a blocat. Fai de mine. Nu pot să vă descriu supărarea, adică luam foc, explodam. Să nu fi fost pe aproape să fi auzit cei la gura mea, nenorocite de Chrysler, vai de voi cu fabrica voastră. Și soția, calmează-te, mai calmează-te, că pe ea nu-i dor de tine, te îmbolnăvești de stomac, stai calm. M-am rugat, vai de mine, numai că n-am postit, degeaba. M-am dus din nou la cimitir, am cumpărat altă cutie, am plătit iar vreo 4-500, am plătit iar mecanicul 4-500, am pus cutia, am reparat-o și am zis, nu-l mai conduc, îl vând să-l cumpere altcineva, se chinuie altul, nu eu. L-am pus de vânzare. M-am rugat, nimeni n-a sunat, parcă toată lumea știa. L-am pus în ziar, l-am pus pe eBay, l-am pus pe Craigslist, l-am pus pe... Vai de lume, m-am dus cu el în fața mall-ului, în fața Walmart-ului, în târgul de cumpărături. L-am pus acolo, chiar în mijloc, unde parchează oamenii, cu hârtie mare. Ven Grand Caravan cu televizor înăuntru. N-a sunat nimeni. Am scăzut prețul. Am pus 5.000, după aceea 4.500, după aceea 3.800, după aceea. N-a sunat nimeni. M-am rugat, Doamne, ajută să vând gunoiul ăsta, să scap de el. Nimic, niciun răspuns la rugăciune. Și după aceea mă duc miercuri seara la biserica de acolo, din Beloit, și le spun așa, noi trebuie să renunțăm la totul, să-l punem pe Dumnezeu deasupra de orice. Și după aceea, pe drum spre casă, Doamne, ajută-mă să vând venul. Și Domnul m-a impresionat așa, mi-a pus un gând în minte. Ești dispus să renunți la totul, absolut pentru tine orice și viața. Ok, renunță la ven. Păi și eu cu ce merg la serviciu? Deci noi zicem așa teoretic, renunți la totul, iubești pe Domnul. Dar când e practic, nu suntem dispus să renunțăm nici măcar la un lucru mic. Nu mai vorbim la viață. Când te pune unul în pușcărie, fai de mine, nu mai sunt sigur că atunci renunți. Mă înțelegeți? Adică nu mai discut cu oameni care nu sunt dispuși să meargă sâmbătă la adunare, merg la serviciu, că dacă îmi pierd serviciu. Păi, frate, ești dispus să renunți la mașină? Doamne, nu-i Mercedes, dacă ar fi Mercedes, probabil că mi-ar fi mai greu, e un gunoi. Ți-o dau, dar dă-mi și mie niște bani pe ea. Păi dacă mi-o vinzi, nu înseamnă că mi-o dai, ori mi-o dai, ori mi-o vinzi. Nu merge și una, mă înțelegeți? Mi-o dai sau mi-o vinzi? Ești dispus să renunți la mașină? Doamne, măcar acolo, $2000 ceva, dă-mi și mie ceva pe ea, că trebuie să-mi cumpăr mașină. Și pe aceea m-am mustrat conștiința. Cum spui tu că îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima când tu negociezi și te contrazici cu el pentru un lucru mic? Când a venit criza finală,
puși în pușcării, alergați prin munți, nedormiți, urmăriți. Ce faci atunci? Dacă acum te chinui, ce faci atunci, mai frate? Și am zis, Doamne, iartă-mă. Ți-l dau cu plăcere, ia-l. Ia-l tot, fă ce vrei. Nu-mi pasă, că îl iei pe degeaba, că îmi dai ceva pe el, că îți dau. După ce am spus rugăciunea asta în minte, sună telefonul, poate că ați auzit povestea. Era o soră de la adunare, o asistentă medicală. Pastore, ți-am ascultat rugăciunea că toți trebuie să-i servim Dumnezeu și vreau și eu să servesc, dar nu știu să predic, nu știu să cânt în cor, nu știu să cutare, dar îmi place să conduc toată ziua, când conduc mă simt fericită, ui de stres. Și ce am o mașină micuță, avea un Dodge Neon, e o jucărie din aia mai mică decât al lui Mr. Bean, ce am o mașină micuță și ce când facem evangelizări, când vin copiii la școală, zice, n-au cu ce să vină unii. Și zice, m-am gândit, mi-a pus Domnul în inimă să folosesc darul. Ce dar ți-a dat Domnul? Pe ăla trebuie să-l folosești, să nu-l îngropi. Să folosesc darul, să conduc oamenii de acasă, să-i iau, să-i duc la biserică, să-i duc la școală, să-i duc la evanghelizare, apoi să-i duc acasă. De aceea cu mașina mea nu pot să pun decât unul lângă mine în față, în spate n-au loc să-și țin genunchi în gură, n-au loc deloc. Și ce vreau să cumpăr un ven, de aceea n-am bani 30.000. Și m-am gândit, n-am nici 10.000, așa că vreau să cumpăr venul tău. Soră, dacă îți dau venul meu, nu mai vii la adunare și mă blestemi. Da, să-l vând și eu la un străin, la un dușman, nu ție. Păi ce, nu-i tot una dacă e gunoi, n-ar trebui să nu-l vinzi deloc? Cum adică? Păcălești pe un om? Și ce nu uita, pastore, că fratele meu e mecanicul care ți l-a reparat de două ori. Fratisul era mecanicul. Zice, știu care probleme, ce, de-aia te sunt pe tine. Că n-am bani să cumpăr de 10.000. Și ce, n-am decât 1.500, dacă vrei 1.500 pe el. Cam puțin. Dar ce am zis, Doamne, ți-l dau? Cum am zis? Zic, ok, iar, 1.500, iar. Mi-a dat 1.500. După aceea m-am mutat din districtul ăla, peste vreo... Am mai stat acolo vreo 3-4 ani, după aceea m-am mutat în altul, în sfârșit, peste vreo 10 ani m-am întâlnit cu ea. Treceam prin Wisconsin, mergeam spre Montana și m-am întâlnit cu ea. Și zic, ce mai faci bine? Și zic, tot venul ăla, da. De atunci îl conduci, da. De câte ori ai schimbat transmisia? Niciodată. De când l-am dat Domnului, nu s-a mai stricat niciodată. Frații mei, ce Avraam a fost dispus să-i dea copilul lui Dumnezeu, să sacrifice copilul. Și Dumnezeu i-l-a luat sau i-l-a lăsat? Și a zis, destul, acum știu că mă iubești mai mult decât... Deci ce a vrut Dumnezeu să știe? A vrut Dumnezeu, băi, vreau să-ți iau copii, vreau să-ți iau casa. Dumnezeu n-are nevoie, frate, de casa ta. N-are nevoie de mașina ta, Dumnezeu n-are nevoie de banii tăi. Dumnezeu ți le-a dat. Dar Dumnezeu are nevoie de inima ta în care să știe că tu îl iubești mai mult și că ești dispus să-i dai orice ți-ar cere. Dacă îți cere viața, nu comentezi. Gata. Viața tu dau. Nu, stai să vedem, lască. Niciun comentariu, pe loc, da. Asta are Dumnezeu. Are nevoie de consacrare absolută. Și motivul pentru care noi nu primim răspunsul la rugăciuni, motivul pentru care nu avem putere, motivul pentru care nu avem rezultate, este că noi nu ne consacrăm cu totul ca oamenii de credință din Biblie. Aia n-au fost supermeni, supersfinți. Moise n-a fost un sfânt, David n-a fost un sfânt, au fost, Ilie n-a fost, au fost oameni ca noi, expuși la aceleași ispite și la aceleași probleme și tentații. Dar au fost dispuși să se consacre fără rezervă, tot ce sunt, tot ce au. Și pentru aia Dumnezeu i-a folosit și i-a crescut, i-a luat de aici și i-a dus aici și i-a dus aici și așa mai departe, s-a folosit de ei. Și Dumnezeu poate să ia pe oricine, poate să ia un demonizat, poate să ia un persecutor pe Pavel, poate să ia o femeie de la fântână, o prostituată. Dumnezeu poate să ia pe oricine care se consacră fără rezervă și să-l ia și să-l crească și să-l folosească. Pentru că e puterea și harul lui, nu-i puterea ta. Condiția este ca acolo unde ești, așa se zice cântarea, așa cum sunt, eu vin la tine. Acolo unde ești, să nu ai rezerve. Nu merge să-i dai Dumnezeu jumate de inimă. Doamne, îți dau 98%, dar țin 2%. Nu merge. Acum, asta nu e subiectul, asta e introducerea, trebuie să ne ducem la subiect. Discutam aseară că în biserica respectivă n-aveau creștere. De 70 de ani, 72 mai exact, n-aveau creștere. Și unul, în loc să mă cert cu ei, am început să mă rog, apoi, nu numai că mă rugam pentru ei, apoi să mă rog cu ei și apoi să predic și să-i pun pe ei să roage. Și nu că i-am pus să roage, am vorbit cu ei că vorbești de la ambon, fraților, hai să ne rugăm. Se roagă oamenii acolo 2-3 minute și gata, s-a terminat. Nu așa. Am început să-i organizez. Am vorbit cu ei individual, ochi cu ochi, așa. M-am dus la cutare, nu vă spun numele, i-am spus, tu ești doctoriță, ai vrea să pornești o grupă de rugăciune în spital. Tu ești inginer, ai vrea să pornești o grupă de rugăciune la servici. Tu ești profesor, ai vrea să pornești o grupă de rugăciune la școală. Tu ești student, ai vrea să pornești o grupă de rugăciune cu studenții. Tu ești pensionară, ai vrea să pornești o grupă de rugăciune cu pensionarii din biserică. Tu ești... Și am luat unul câte unul și am pornit vreo 7-8 grupe de rugăciune. În momentul în care au început în fiecare grupă 5, 6, 7, 8, 10 să se roage,
A început biserica, după câteva luni de rugăciune, se schimbe. În loc să critice unul pe altul, vedeai că nu mai auzi critică, nu mai vezi. Cu cât se rugau mai mult, cu atât erau transformați, erau mai blânzi, mai buni, mai devotați. Pentru că rugăciunea te transformă. Și asta spune Sulait. Cu cât ne petrece mai mult timp cu Dumnezeu în rugăciune și studiu, cu atâta, fără să ne dăm seama, inima și viața ne sunt schimbate. Și apoi dânsa aici așa, zice, pionierii mișcării advente, zice, s-au focalizat viața pe Iisus și revenirea Lui. Și zice, au consacrat totului și zice, subiectul discuțiilor lor în fiecare zi era Iisus. Subiectul discuțiilor lor era Iisus. Dorința lor era să-L vadă pe nori. Și zice, asta a fost prioritatea, focusul, numărul unu în viața lor. Și ce pentru asta au fost dispuși să renunțe la tot, la orice, fără rezervă. Ce pentru asta Dumnezeu i-a folosit. Și apoi ce dânsa așa, în același paragraf, propoziția următoare. Zice, suntem noi, cu semnul întrebării, suntem noi așa astăzi? Și apoi continuă după semnul întrebării. Ce biserica este distrasă de viața lumii, de lume, suntem atrași de lucrurile lumești și ce de lipsa de consacrare totală. Nu ne consacrăm cu totul. Și ce de-aia Dumnezeu nu poate să lucreze prin noi cum a lucrat prin ei. Așa spune și am paragraful, nu avem timp să trecem prin ele, că am aici vreo 50 de slides, de diapozitive. Și noi nu suntem decât la diapozitivul 2. Frații mei, 1, rugăciune. Așa se începe. Prin rugă, totul, rugăciunea, spune Spiritul Profetic, are putere. Iisus spune că atunci când se întâlnesc 2 sau 3 în mijlocul meu, vă amintiți? Rugăciunea are putere. Nu că avem noi putere, ci că atunci când ne ducem la Dumnezeu, ca femeia la judecător, sau ca omul ăla care se duce la vecin, băi, mi-a venit un vizitator și mie niște pâine. Vă amintiți parabola? Vizitatorul, băi, tu ești bolnav la cap, e 2, în miezul nopții. Tu îmi bazi la ușă, stai mă, vină din... Cum e parabola, așa aici? Deci e miezul nopții, m-am dus cu soția, copii, vă amintiți parabola? Deci să o punem în practică, ne imaginăm, bate cineva la ora 2 dimineața, la ușă la tine, ce bă, dă-mi și mie niște pâine, că am musafiri. Tu ce îi spui omului ăla? Bă, ai băut? Adică îmi bazi la 2, mă trezești la 2, îți dau dimineață. Și ăla închide geamurile, ăla bate iar. Deschide geamurile, băi, du-te și lasă-mă. Închide geamurile, bate iar. Băi, lasă-mă în pace că e 2. Închide geamurile, bate iar. Băi, nu plec, ban la ușă până nu mai dorm toată noaptea. Dă-mi pâinea și scapi. Ok, ia pâinea. Scap din să mă duc la culcare. Ce zice? Care se duce așa insistent la Dumnezeu, ăla primește. Cum e cu puii de pasăre. Îi vezi în cuib și unul dintre ei are gâtul mai lung așa și cască ciocul. Ăla crește primul. Că ăla cere mai mult. Ăla mănâncă mai bine. Ăla mai leneș care stă și doarme mai mult, ăla nu crește, nu se dezvoltă. Așa e cu rugăciunea. Cine cască ciocul mai mult, cine se duce la Dumnezeu și insistă. Doamne, nu te las. Doamne, nu te las. Doamne, ori cu tine, ori mort. Dacă tu nu mergi cu mine, nu mă mișc de aici. Poți să mă omori, nu mă mișc. Unde să mă duc? Unde? Uite, ceilalți s-au dus, vă duceți și voi. Nu ne ducem. Unde sunt? Cu tine. Fără tine, mai bine murim. Ăla care se prinde de Domnul, ăla primește răspuns. Care se zice, amen. Și pleacă. Aia, așa, o viață de rutină. O facem rugăciunea că e o datorie. Merge la biserică, ține în sabatul, că e așa trebuie. Dar nu avem o relație personală. Și zice, nu vă cunosc. Doamne, dar nu ne-am dus la biserică, am ținut sabatul. Da, dar nu vă cunosc. Sora îi spune așa, n-a avut o relație de părtășie cu Iisus, o viață personală cu Iisus. Asta e cheia, frate. Și acum, unul, rugăciunea. Rugăciunea are putere. Rugăciunea se duce la ușa lui Dumnezeu și ce dăm pâine. Doi, vă amintiți ce vă spuneam acolo? A fost bine, a fost predicare, dar asta probabil că nu vă interesează pe dumneavoastră, că e vorba că predicam pe subiecte de rugăciune, predicam pe subiecte de evangelizare, ca oamenii să înțeleagă că dacă nu înțeleg și nu știu cum să facă, dar punctul 3, discutam de studii biblice. Vă amintiți cum am zis de studii biblice aseară? Că oamenilor, asta a fost un studiu care nu l-am făcut eu, l-au făcut în Andrews și au încercat mai multe metode și au văzut ce metodă merge. Și oamenilor, dacă le trimis prin poștă, foarte mulți o aruncă la gunoi. Nu sunt rezultate foarte mari. Dacă investi tu, spune sondajul că foarte mulți se opresc după, în momentul în care ajung pe la studiu 6 sau 7, la unul din ăsta două subiecte, starea omului în moarte sau sabatul. Se opresc. De ce? Se duc și vorbesc cu pastorul lor și spune, nu te mai duce la aia, nu mai continua. Știți de ce vorbesc, nu? Și foarte mulți, spune sondajul, argumentează când tu îi spui așa, nu, de ce așa? Și se ia cu tine în gură. Și ăștia au văzut așa, că dacă nu investi tu, oamenilor nu le place. Cui îi place să vină altul să spună ce să faci? Vine la tine, spune, uite așa să faci. Uite aici să pui mobila, uite așa să... Nimănui nu îi place să îi spună altul ce să facă.
Când nu-i spui tu și lași ca Duhul Sfânt să-i miște inima, atunci omul crede mai bine dacă Duhul Sfânt îl convinge și ia el hotărârea, nu îl împingi tu de la spate. Și spuneam că le dădeam DVD-uri ca să urmărească pe televizor în loc să-i învățăm noi. Și așa cum vă spuneam aseară, am avut un membru, nu vă spun numele, care se întoarce după ce destui și zice, frate Goia, l-am prins 4 ore, i-am spus tot. Deci de la Adam până la Apocalipsa, i-am spus tot, toate doctrinele, toate profețiile, i-am spus tot, gata, omul ăla știe. Duminica viitoare când s-a dus și a bătut la ușă, omul nu i-a deschis ușa. E ca și cum pui beton într-un cofrag mic și tu pui un camion de beton, se rupe cofragul, frate. Că Iisus spune, mă, am și alte lucruri să vă spun, dar voi nu sunteți încă pregătiți. E ca și cum la un copil de clasa 1 îl înveți algebră sau geometrie. Lasă-l, frate, îl învață unul și cu unul și când ajunge clasa 2 îl înveți și când ajunge între a 3, mă înțelegeți? Lumina crește cum? Progresiv, treptat. Deci de aia în studii biblice, nu mai intru în detalii, că am discutat aseară, dar vreau să subliniez faptul că ținta nu era să învățăm, ci ținta era să clădim prietenie și o relație. Că așa spune sora aici, metoda lui Iisus singură, nu e alta, nu există alta, nici măcar una, numai una, numai a lui. Metoda lui Iisus singură, numai aia lucrează. Și spune așa, Iisus mânca cu ei, vorbea cu ei, îi asculta, îi ajuta, îi vindeca, zice, simpatiza cu ei, avea milă de ei și le câștiga prietenia și încrederea și apoi le zicea, urmează-mă. Spune Sorai că nu poți să câștigi la Dumnezeu un străin, nu poți să câștigi decât un prieten. Dacă nu te cunoaște și nu are încredere în tine, nu te ascultă. Nu așa te duci la ușă, bați la ușă și hai gata, bine, ce vrei, vrei să mă botez, hai că mă botez. Nu merge așa. Ținta noastră era să clădim relație de prietenie, să ne rugăm pentru ei și apoi să lăsăm să urmărească ei singuri, Duhul Sfânt să-i miște și pe măsură ce urmăresc, să ia ei hotărârile. În schimb, acum gândiți-vă puțin, ce facem noi? Îi chemăm la evangelizare cât? 2-3 săptămâni, altădată numai o săptămână, altădată o lună. Așa este? Cea mai scurtă evangelizare care am ținut eu vreodată a fost de vinerea până sâmbătă cealaltă, cam 9 zile. Și cea mai lungă care am ținut-o a fost de vreo 32 de zile. Păi noi, eu în viața mea n-am auzit de un copil, de o mamă care să fie însărcinată 30 de zile și apoi dea naștere la un copil sănătos. Ați auzit vreodată de așa ceva? Așa vrem noi, că zice, atunci când te botezi, se numește că te-ai născut din nașterea din nou. Așa îi spune Iisus, nu unui păcătos, ci unui învățător al legii, lui Nicodimus. Ăla era pastor, era învățător al legii. Și spune, trebuie să te naști din nou. Unde ați văzut eu un om să se nască din nou după o lună de însărcinare? Îi trebuie 9 luni, frate, dacă vrei să fie copil sănătos. Așa e sau nu? Așa vrem noi, un om să schimbe toată viața în 30 de zile. N-are cum, frate, de-aia pleacă, de la de-aia nu se botează. E ca și cum ai pune în grădină roșii azi și vrei să o culegi mâine. Lasă-o, mă, frate, să crească. Așa și cu studiile biblice. Ce făceam? Când ai studii biblice 7, 8, 9 luni și omul are timp să studieze și are timp să se gândească și are timp să se roage și are timp să se hotărească, cât durează studiile biblice? Păi au durat. La noi început în martie și am terminat în septembrie. Vă dați seama. Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. 7 luni, frate. Mai dai naștere la 7 luni la un copil, nu? Chiar dacă e prematur. 7 luni. Avea omul timp să studieze și apoi când duci la evangelizare, aude a doua oară tot ce a studiat, nu numai că a citit din cărticica aia, nu numai că a urmărit pe televizor, dar acum aude a treia oară de la vorbitor, nu? Păi când auzi un lucru de 3 ori, îți vine în cap. Îl aude a treia oară. Și de-abia după aceea are omul, înțelege și se botează. Dar vreau să intru puțin într-un detaliu aici. Foarte interesant. Că în timp ce am dat studii biblice prin case, și apropo, aveam experiențe aproape în fiecare săptămână, au început membrii să dea studii biblice, le era frică la început. Dacă nu știu să-i învăț, dacă nu știu să predau, lasă-mă, frate, că nu ești profesor. Trebuie să nu vorbești. Asta e singura condiție, să nu cași gura. Bați la ușă, le dai DVD-ul, dacă zice, păi, hai, învață-mă, nu? Eu nu sunt profesor. Uite DVD-ul, pune-l, urmărește la televizor. Ne uităm amândoi. Lași DVD-ul să le spună, după aceea la sfârșit faci o rugăciune și pleci. Păi ce asta pot dacă nu trebuie să vorbesc. Ok. Poate și un copil să facă asta, nu? Oricine poate să intre, să zică, pune la televizor, face o rugăciune și la revedere. Ideea a fost alta, foarte interesant. Că oamenii, de exemplu, multe experiențe,
De exemplu, se duce unul dintre doctorii din biserică și ajunge la unul care zice, am ajuns la lecția 7 și vorbește despre sabat. Și sunt disperat pentru că eu cal sabatul. Și ce, mi-e teamă că îmi pierd serviciu. Și ce, păi trebuie să ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu poate să facă o minune sau poate să dea un serviciu mai bun. Și că ce mă fac, eu lucrez la Amazon și dacă nu lucrăm duminica, ne dă afară. În ce zi? Ce, dacă nu lucrăm duminica, ne dă afară. În fiecare duminică ne obligă să facem pachetele pentru restul săptămânii. Și se uită fratele meu, prezbiterul, doctorul, se uită la el și zice, încoate, ce ai zis? Păi trebuie să țin sabatul. Și eu trebuie să lucrez, că dacă nu lucrez duminica, mă dă. Păi frate, tu n-ai înțeles ce ai urmărit pe televizor. Sabatul e sâmbătă, nu duminica. Ce, a, păi eu așa am fost crescut. Eu, când am, de câte ori am auzit că zice sabat, am crezut că este duminică. Și păi s-a rezolvat, că zice, sâmbătă ne-o dă liberă. A început omul la seară de bucurie, a venit cu toată familia sâmbătă următoare. O chestie care pare extraordinar de mică. Dar nu vă spun cât de bucuros era. Poți să țin sabatul. Zic, mă frate, dacă era sabatul la servici la tine, dacă te chemau sâmbătă, ce făceai? Și s-a stat, s-a uitat la mine, ce, nu știu, zic, dacă nu ești dispus să ții, orice zi îți cere Domnul, Domnul nu o să-ți ceară altă zi decât sâmbătă, dar dacă îți cere viața, dacă nu ești dispus să o dai, încă nu ești pocăit. Trebuie să stăm de vorbă cu el. Să... Ideea e că atunci când stai de vorbă cu oamenii și vezi că înțeleg, îți dă o bucurie în pace, îi vezi că se duc la botez, îi vezi că se botează, vezi că biserica crește, am început să avem botezuri, n-avuseseră de 70 de ani și noi, exagerez, avuseseră da 1-2 pe an și cu 1-2 pierduți din biserică pe an, deci n-avuseseră creștere. Ok, când vezi că începe să crească biserica de la 90 și ajunge la 350, începe să crească inima, nu-i așa? În sfârșit, înapoi la subiect. Am făcut, după 3 luni de studii biblice prin case, am început faza a doua și în timp ce am continuat cu studiile biblice 7-8 luni, în paralel am început să atacăm orașul. De ce? Pentru că tu nu poți să scoți ceva din grădină până nu pregătești terenul, până nu pregătești pământul. Nu poți să-l lași așa cu pietre, cu buruieni și hai să plantăm. Pregătirea terenului înseamnă pregătirea orașului. Orașul ăla, dacă întrebai pe cineva ce este adventist, te întreba, e vreun restaurant? Ce e aia? Nu știau. Sau, dacă anunțai că avem evangelizare, preoții baptiști, și erau și de-ai buni, și de-ai mai așa, ca peste tot. Și unii din ei le spuneau la membrii, nu vă duceți, că ăia sunt cult, că ăia sunt așa, ați auzit vreodată de așa ceva? Nu vă duceți la aia, că ăia sunt răi. Și oamenii credeau pe pastorii lor. Trebuia pregătit orașul. Spune-ți o laitare un paragraf undeva, că dacă orașul nu pune valoare pe biserică, zice, dacă biserica ta s-ar închide azi și nimeni n-ar plânge, înseamnă că nu ți-ai făcut datoria. E, am început să pregătim orașul. Ne-am dus la primar și am spus, noi nu suntem o biserică mare, 12.000, 11.000 de membri, 90. Dar vrem și noi să ajutăm, că Iisus asta a făcut. Iisus a ajutat pe săraci, a ajutat pe bolnavi, așa e sau nu? Vrem să ajutăm. Și se uită la mine primarul și zice, vreți să ajutați? La molul cu tare și la molul cu tare. Parcul din spate e plin de hârtii. Duceți și ce? Duceți-vă și curățați parcul de gunoi. Că noi nu avem bani să-l curățăm. Am vorbit cu membrii, credeam că nu vine nimeni, pentru că atunci când am avut orbii, când i-am chemat la muncă la biserică, nu au venit decât 6. Când i-am chemat să curețe parcul de gunoi, au venit 40, frate. Nu știu de ce le place să curețe gunoiul mai mult decât biserica, dar în sfârșit. Au venit 40. Au venit cu mănuși, cu saci, cu camioane, mergeau, erau împrăștiați așa în linie, curegeau, că aveau așa câte un băs cu un fel de apucătoare la capăt și peng, nu puneau mâna, puneau un sac și în timp ce mergeau, povesteau, glumeau, râdeau, pe la 11 ne-am dus pe niște bănci, am mâncat, am continuat, pe la 2 am terminat și îmi zic, pastore, a fost extraordinar, că a fost fun, a fost extraordinar, putem să venim și duminica viitoare să mai curățăm încă un parc. Le place oamenilor să facă activități împreună. Când eram tânăr și aveam activități în biserică, era biserica plină. Mai târziu, când nu au mai fost activități, doar se ceartă lumea. E bine să ai activități, nu? Duminica viitoare am curățat al parc, după aceea am dus la primar. Păi ce, uite, în downtown, în centru, sunt case vechi, istorice. Și sunt în anumite din ele bătrâni, bolnavi și săraci și nu le curăță. Și le dăm amenzi că arată urât. Și ea nu le curăță. Dacă vreți, ajutați-i pe ei, ajutați bătrânii și bolnavi și săraci. Sigur, ne-am dus câteva echipe de oameni de construcții din biserică, ne-am dus și unii tăiau iarba, unii strângeau gunoiul, alții vopseau sau reparau pe unde e urât, arată casa urât. Ieșau bătrânii din casă, zice, n-am tată, n-am bani să vă plătesc. Nu, o facem degeaba. De ce, vreți să veniți la biserica voastră să ne botezați? Și eu le-am spus membrilor să spună nu, vă rog să nu veniți. Că dacă le spui vin, nu vin. Așa sunt oamenii. Când le spui nu vin, atunci, ba da, vreau să vin. Le-am spus, nu să nu veniți. De ce să nu vin?
Pentru că nu sunteți pregătiți, veniți și ne creați probleme. Dacă nu înțelegeți, să nu veniți. Când înțelegeți și vă place și aveți o dragoste pentru biserică, atunci sunteți bineveniți. Până atunci stați acasă. Și atunci de ce vopsești la mine? Că așa a făcut Iisus și vrem să fim ca Iisus. Și că, voi sunteți credința adevărată. Uite, eu merg la biserică cu tare, ăia nu m-au vizitat niciodată, nu mi-au dat o pâine, dar să vină să-mi vopsească casa. Păi după ce am vopsit 10-15 case, tot centrul știa de noi. Ăia de la biserica adventistă, ăia ajută săraci. Duminica viitoare, în timpul săptămânii m-am dus la șeful poliției, duminica viitoare am invitat toată poliția la biserică. De ce vreți să ne țineți o predică, să ne pocăim? Nu, nici vorbă, las. Ce să facem? Ca precum Constantin cel Mare, botezăm armata toată, cu cai cu tot în apă? Nu, aia nu-i botez, ăla este, te bagi din apă. Nici mizeria n-are timp să se ducă dacă nu te dai cu detergent. Stai calm. Nu, tată, nu vă dăm un botez, vă dăm o masă și o rugăciune de protecție. Că voi vă sacrificați viața, vă riscați viața pentru noi. Și îmi zicea șeful poliției că toată lumea ne urăște, cu împușcăturile care sunt, toată lumea ne blesteamă, toate bisericile ne urăsc. Și eu n-am auzit nicio biserică să ne cheme, să ne dea o masă, să se roage pentru noi. Hai, oamenilor, noi suntem frați, veniți, ne rugăm pentru protecția voastră, pentru familiile voastre, vă mulțumim pentru sacrificiul vostru și vă dăm o masă și cu asta basta. Și ce facem cu poliția care sunt pe străzi, că trebuie să... Noi nimic, mergem noi la ei. Au venit la biserică, ne-am rugat pentru ei, le-am dat o masă, le-am mulțumit și apoi luni am împărțit biserica în grupe, erau 22 de stații de poliție în tot orașul și am trimis câte doi la fiecare stație de poliție să le ducă prăjituri din alea nesănătoase cu zahăr și Sprite din la băutură carbogazoasă nesănătoasă. Și le duceam prăjituri și băutură, Sprite, nu mai amintesc, Sprite sau Fanta, nu mai știu ce a fost. Le dădeam băutură și un card, o vedere pe care vă mulțumim pentru sacrificiul vostru și ne rugăm pentru voi. La fiecare stație de poliție. Le-am dat prăjituri și suc și un card de mulțumire și am făcut o rugăciune acolo la intrare, în holul de la intrare pentru ei. Păi după ce ne-am fost la toate 22 de stațiile de poliție, ce credeți că era ziua următoare pe ziare? Biserica Adventistă se roagă pentru Police Force, pentru polițai. Ce credeți că am făcut duminica următoare? Am chemat pompierii la biserică. Am fost la Marshall, am vorbit cu șeful de la Firefighters și am spus, vrem să ne rugăm pentru voi, că voi vă riscați viața, veniți să ne rugăm și să vă dăm o masă. Duminica viitoare au venit pompieri cu mașinile de pompieri și copiii de la biserică tot să facă poze cu pompierii, cu mașinile de pompieri. Avem poze cu ei. După aceea le-am dat o masă, am făcut o rugăciune și am rugat ca Dumnezeu să-i protejeze cu toate focurile și toate nenorocile, că au și ei copii. Le-am mulțumit pentru sacrificiul lor și după aceea, ce credeți, unde am fost luni? La stațiile de pompieri. Nu mai știu câte au fost, vreo 24-25 în oraș, ne-am împărțit câte doi, ne-am dus și le-am dus prăjituri nesănătoase cu suc, așa, și cu un card vă mulțumim și cu o rugăciune. Păi de acum din nou, nu numai ziarele, și stația locală de televiziune, Biserica Adventistă se roagă pentru pompieri și acolo era, se roagă pentru polițai, ne curăță parcurile, ajută săracii, păi tot orașul a început să vuiască. Ce credeți că am făcut duminica viitoare? Am împărțit în grupe și am mers la toate 11 spitale din oraș și le-am dus flori și făceam rugăciuni cu asistentele, cu doctorii și întrebam care bolnav n-are niciun vizitator. Ne duceam prin saloane, ne rugam cu ei. Duminica viitoare, ne-am dus la toate orfelinajele, duminica viitoare, la toate casele de bătrâni. Duminica, am atacat tot orașul, frate. În 3 luni, tot orașul vuia. Dacă îi întrebai ce biserică e cea mai bună din oraș, adventiștii. Puteai să întrebi pe bătrân sau pe copil, pe dușman sau pe prieten. Ce biserică lucrează în orașul ăsta, adventiștii? Atunci îi chem la evangelizare. Nu îi chem când nu știu de tine. Ce sunt ăștia? Cine sunt ăștia? Unde sunt? Mă înțelegeți? Când oamenii zic, băi, avem nevoie de ăștia. Ăștia sunt cei mai buni între noi. În ei se vede caracterul lui Hristos. În ei se vede răbdare, sacrificiu, dragoste, compasiune. Ăștia fac cum făcea Hristos. Ăștia au grijă de bătrâni. Ăștia au grijă de bolnavi. Ăștia se roagă pentru noi. Ăștia sunt biserica cea mai bună. A început să vină vizitatorii fără să facem nicio evangelizare. În fiecare sâmbătă aveam 40-50 de vizitatori. Fără să-i chem. Deci știau ăștia. Asta e biserica cea mai bună din oraș. Acolo mă duc. După 3 luni de studii biblice, în timp ce am continuat 7-8 luni, am început. Cu ce? Am atacat orașul, cum zicem noi, Outreach, orașul. După 3 luni de atacat orașul, câte luni erau până acum? 6. După 3 luni de atacat orașul, am început faza următoare și am început seminarii la biserică. Imediat vă spun de ce. Am continuat cu studiile biblice, faza 1, am continuat cu atacatul orașului, faza 2, numai că n-am mai fost în fiecare duminică o activitate, că n-aveam destui oameni să le facem toate. N-a fost în fiecare duminică o activitate, ci în loc să avem o activitate pe săptămână, am scăzut viteza la o activitate pe lună în oraș. E clar? Se înțelege?
o activitate pe lună, că am început faza a treia, aveam câte un seminar pe săptămână la biserică. Prima săptămână am avut cooking class, adică clasă de gătit, cum să gătești sănătos. Și le-am spus acolo în reclamă, dăm samples de mâncare, adică dăm exemple de mâncare, unde poți să guști mâncarea cu tare, mâncarea cu tare americană, mâncare românească, mâncare germană, mâncare tailandeză, mâncare cu tare, mâncare chinezească, mâncare făcută vegetariană, mâncare făcută vegană, mâncare făcută cu tofu, cum să faci sarmale. Și am pus acolo o listă întreagă și așa mai departe. Am zis că sunt mai multe, nu le putem pune toate, vă învățăm cum să le faceți și vă dăm să gustați. Păi ce credeți, a venit lumea sau nu a venit? Foai de mine, am făcut în sala de sport, în gym, n-a fost loc nici afară, nici înăuntru. Nu știu că au venit să guste sau că au venit să învețe, dar nu contează. Aia a fost joi seară, că n-am pus duminică dimineață ca să nu zică, băi, păi trebuie să mergem și noi la biserică. Joia viitoare, clasă de cum să scap de diabet. Joia viitoare, clasă cum să scap de depresie. Joia viitoare, clasă cum să scap de tutun. Joia viitoare, clasă cum să scap de datorii. Joia viitoare, clasă de parenting, cum să lucrez cu copiii răzvrătiți. Joia viitoare, în fiecare săptămână aveam câte o clasă. Și invitam băia cu care făceam studii biblice prin case. Înțelegeți? Băi, avem clasa de cutare. Te interesează? Ia, nu tu fumezi. Dar m-ar interesa clasa aia cu datoriile, că am datorii la bancă de nu știu bine. Ok, e peste două săptămâni. Joia, mă înțelegeți? Și anunțam în oraș, anunțam la ziare, anunțam la televiziune, dar îi anunțam și pe ea cu care făceam studii biblice și aveam câte un seminar în fiecare joie timp de 3 luni. Păi dacă n-am avut frate la seminarii, că nu mai știam pe ce subiecte să țin seminar. De ce credeți că am ținut seminar? Să învățăm pe ei cum să gătească? Care a fost ținta? Oamenii nu sunt învățați să meargă la biserica noastră. Oamenii sunt ezitanți, sunt cum să zic eu, sceptic, sunt... Se îndoiesc, le teamă să meargă la o altă biserică. Dumneavoastră nu vă teme, hai să mergem la biserica cu tare. Nu-i așa? Nu toți sunt dispuși să meargă. Dar noi nu i-am chemat la biserică. Uite, fă-te adventist, botează, nu știu. Nu, vino, uite, e în sala de sport, nu e în biserică, vino joi. Și pe măsură ce au venit și mâncam împreună și vorbeam, cu cine credeți că s-au învățat? S-au învățat cu biserica și cu membrii. După 2 luni erau ca familia. Că în timp ce mâncau, după ce se termina clasa, mâncau și ce credeți că făceau cu oamenii când mănâncă ceva? Vorbeau. Și după o săptămână, două, trei, după o lună, două, erau la biserică ca la ei acasă. Veneau la biserică de parcă erau acasă la ei. Veneau și că hai că am venit cam târziu, dar nu e nimic, am ajuns. Ah, hai că mă duc și stau acolo. Discutau, se învățaseră la biserică la noi de parcă mai învățați decât la biserica lor. Adică dacă vorbeai cu pastorii lor, nu mergeau așa de des la ei cum mergeau la noi. S-au învățat cu biserica? Câte luni au fost până acum? 9 luni. Păi când ai 9 luni de sarcină, gata, copilul gata. Am continuat cu studiile biblice, am făcut lucrare în oraș, am făcut seminarii cu ei, nu numai că au învățat câteva lucruri de viață, dar s-au învățat să vină la biserică, s-au învățat să cunoască membrii noștri, erau prieteni ca familia. Și acum, în sfârșit, am ținut evangelizarea, după 9 luni, între luna 9 și a 10-a. Fraților, noi am vrea așa, ce dacă îmi cumpăr numai motorul, cred că am mașină. Nu văd, frate, trebuie să aibă roți, trebuie să aibă volan, trebuie să aibă alternator, mă înțelegeți? Nu poți să zici, păi mă lipsesc de alternator, păi mă lipsesc de cutia, nu te lipsesc, că am corp. Păi dacă am creierul și inima, nu frate, trebuie să ai stomac, trebuie să ai picioare, trebuie să ai pancreas, trebuie să ai toate. Noi vrem să facem evanghelia numai cu 30 de zile. Nu frate, trebuie să pregătești terenul, trebuie... Mă înțelegeți ce zic? Dacă nu le faci toate, nu te mira că n-ai rezultate. Păi te duci în grădină și ce mă duc să culeg roșii și n-am găsit una. Pentru că n-ai pregătit pământul, n-ai plantat, n-ai udat, n-ai smuls buruieni, normal că nu găsești nicio roșie. Dar noi am vrea în lucrare, fără muncă, să avem rezultate. Nu merge. Am avut evangelizare. Care fază e asta? Studii biblice? Atacat orașul? Seminarii? Evangelizare? E a patra, da? Am avut evangelizare. Aveam, cum numim noi, raw host. Raw înseamnă rând și host înseamnă gazdă. Deci pentru fiecare rând aveam o gazdă. Fiecare rând, o gazdă. Fiecare rând, o gazdă. Ăla era responsabil cu tot rândul. Pentru că oamenii au obicei, s-a văzut asta, să stea în fiecare seară în același loc. Deci, gazda de rând, responsabilul de rând, avea grijă să le dea materiale, toate hârtiile care le dăm în timpul evanghelizării, și apoi să vorbească cu ei, să vadă dacă au întrebări, să-i viziteze, să-i sune, să se roage cu ei, să se roage pentru ei, pentru familia lor, pentru nevoile lor, pentru necazurile lor. Păi după 30 de zile de evanghelizare, când gazda aia în fiecare seară vorbește cu tine și se roagă cu tine, ce credeți că se clădește acolo? O relație de prietenie. Te vizitează, mănâncă cu tine, se roagă pentru tine, îți dă materiale, te sună. Se clădește o relație. Pe când se botează, marea majoritate spune
cum se numește, sondajul, că din Biserica Adventistă, din cei, și nu mai amintesc numele, dar nu contează, din cei care pleacă din biserică, 92% dintre cei care pleacă din biserică nu pleacă pentru că nu cred în doctrine, ci pleacă pentru că orică sunt supărați cu cineva, orică n-au niciun prieten în biserică. 92%. Și spune că atunci când ai măcar un prieten, dacă nu 2, 3, nu mai pleci. Pentru că oamenii când se botează, își schimbă toată viața, tot stilul de viață. O viață întreagă se dă peste cap, cum se zice, cu sus în jos. Toată viața se schimbă. Risc să-ți pierzi serviciu, risc să-ți pierzi prieteni, risc să-ți pierzi familia. Se dă totuși. Dacă n-ai niciun prieten care să fie de partea ta, rămâi singur. Și la un moment dat te întorci înapoi la viața dinainte. Pe când responsabilul de rând e ca și cum te-ar fi adoptat. Că cum te-ai botezat, ăla te vizitează, se roagă cu tine, ce mai faci? Păi uite, mi-am pierdut serviciul din cauza sâmbetei, hai că ne rugăm, hai că te ajutăm. Ai pe cineva, ai un suport, nu ești singur după o schimbare atât de dramatică. În sfârșit, am avut evanghelizare, aveam ăștia responsabili de rânduri, aveam mese, discutam. În sfârșit, să trecem repede, că timpul deja a trecut. Mă, frate, ce repede trece. Să trecem la... După ce se naște copilul, după ce s-a botezat, nașterea din nou, ce faci cu un copil când se naște? Faci o masă mare, băi frate, avem o nepoțică, băiatul nostru și cu nora noastră sunt fericiți ca un copil, eu cu Dana suntem fericiți, facem o masă mare și acum gata, hei, te-ai născut, la servici cu tine. Ai grijă de tine că noi nu avem timp să avem grijă de tine. Așa faci cu copilul nou născut. Spală vase copilul nou născut? Dă cu aspiratorul? Face cumpărături? Aduce bani în casă? Nu face nimic bun. Nu face nimic bun. Cum l-ai născut, cum face numai prostii. Trebuie să îi schimbi și vă spun eu că nu este plăcut să îi schimbi și soția când mă pune pe mine, zicea, lasă, Hani, dacă vrei fac eu cumpărături, curăț casa, dar schimbă-i tu. Mă înțelegeți, nu? Nu e foarte plăcut să vă descriu acolo mirosurile și culorile și toate. Nu e plăcut să schimbi copiii mici. Și câteodată se umplu până la gât, știți? E, copilul mic e greu să ai grijă de el. Noi îi botezăm și după aceea nu mai avem grijă de ei, că e greu. Cine are timp să-i viziteze, să-i asculte, să-i ajute? Îi abandonăm și ăștia sunt... N-au născuți, frate. Tu ai 20, 30, 40 de ani în biserică și ăla a venit ieri. Și ai pretenția la el să aibă rădăcini cum ai tu și să fie tare cum ești tu. Și ăla săracul îl bate vântul, că nu știe, nu are niciun prieten, nu are înțelegere, nu cunoaște nimic. Dacă nu are pe cineva să-l ajute, să-i mai schimbe diaperul, mă înțelegeți? Să-i mai dea de mâncare spiritual, să se roage cu el, să-l ia la adunare, să-l încurajeze. Dacă n-ai pe cineva, ăla cade. Cum îl bate vântul, cum cade. Dar noi nu avem grijă de noi născuți, că noi ne așteptăm ca bebelușii să se îngrijească singuri. Unde ați auzit așa ceva în natură? Până și un animal are grijă de bebelușii lui. Și noi în biserică? E așa sau nu? Nu mă refer la biserică, mă refer, uite, la mine și la matale. Cum am făcut noi? Se numește follow-up. Cum am făcut? După ce se botează, în diviziunea americană, statistica spune clar, la diviziune dată pe așa, că 43% dintre cei botezați pleacă din biserică, nu, îmi cer scuze, am greșit, 47% și numai 53% rămân. Vă dați seama că noi pierdem jumate? Asta înseamnă că dacă ai 2 copii, unul moare. Dacă ai 4 copii, unul... ești dispus să-ți pierzi din copiii tăi? Că toată pe noi ne doare, dar pe Domnul îl doare. Sunt copiii lui, a murit pe cruce. Vrea să-i vadă în cer. Vrea să nu piară, ci să trăiască veșnic. Spune în parabole că aceia care nu iubesc sufletele pierdute, nu înțeleg iubirea și sacrificiul lui Hristos. Zice, când te uiți la cruce, înțelegi că Domnul pune valoare pe fiecare suflet. Vă amintiți paragraful? E, Dumnezeu nu vrea să-i piardă. Și atunci, după botez, avem grijă de bebeluși. Ce am făcut? Am făcut clasa pastorului, în timp ce ei fac lecțiune, eu mă întâlneam cu ăștia noi botezați și am trecut din nou. Au trecut toată prin doctrine în timpul studiilor biblice, au trecut toată în timpul evanghelizării 30 de zile și acum am trecut a treia oară să mă asigur că înțeleg că unii se botează și n-au habar în ce cred. Ați auzit așa ceva? Când îi spui că, oh, n-am auzit asta în viața mea, ce e aia, spirit profetic? Mă înțelegeți? Am trecut a treia oară cu întrebări, cu răspunsuri, cu discuții, cu explicații. 1, 2. Vizite, o dată pe lună și telefoane, o dată pe săptămână. Ce mai faci? Cum mai ești? Să te ajutăm cu ceva, să ne rugăm pentru tine, ce s-a întâmplat cu serviciu. După aceea, 3. S-a văzut că oamenii care se implică în biserică, ăia le place și rămân. Oamenii care nu fac nimic, după un timp se răcește și pleacă. Păi frate, ne-am dat de lucru înainte să se boteze. Adică, vă dau un exemplu, sunt multe exemple. La ușă. Vine o fată și nu, era așa, se părea serioasă, nu, dar nu era chiar indecent îmbrăcată, dar era așa cam
modern îmbrăcată, pantalonii strânși, de se vedea tot, și modern îmbrăcată. Și opresc la ușă și zic că bine ai venit, avem nevoie de ajutorul tău în seara asta, trebuie să ne ajuți cu evangelizarea. Se uită la mine și că vreți să cânt în cor? Zic, nu, Doamne ferește. Vreți să citesc vreun text? Nu. Vreți să vorbesc eu că nu știu să predic? Nu. Dar ce să fac? Stai la ușă și spuneți așa când vin vizitatorii, bine ați venit la biserica noastră. Atât. Păi ce, de ce nu puneți pe altul? Păi zic, avem doi bătrâni și aveam doi tineri. Și tinerii n-au venit. Și zic, nu vreau ca bătrânii să le zică welcome la tineri. Vreau un tânăr să întâmpine tinerii. Și vreau tu să le spui, bine ați venit la biserica noastră, le dai un hug sau dai mâna cu ei și atât, următorul. Ce pot să fac asta? Care cu mine? Bine ați venit la biserica noastră. Am auzit toată aici, bine ați venit la biserica mea, în loc să zică biserica noastră. O zi, două, trei, după patru zile, ce frate, pastor, ce simt că asta e biserica mea. Deci aici aparțin. Am de lucru, mă simt bine. Nimeni, unde mă duceam la biserică, la mama, tata, nimeni nu mă băga în seamă, nu mă lăsau nici să citesc un text, căci că nu, ești prea tânăr, tu nu știi. Dar aici sunt și eu utilă, pot să fac și eu ceva. Care cum se botează, le-am dat de lucru. Bineînțeles, nu i-am pus prezbiteri sau un comitet, sau că nu erau destul de pregătiți pentru asta. Unu, doi, nu numai clasa pastorului, nu numai că vizite și telefoane, nu numai că le-am dat de lucru, dar am predicat despre darurile spirituale. Am pus pe perete, pe hol, toate departamentele bisericii, ăia care au grijă de clădire, ăia care au grijă de iarbă afară, ăia care sunt cu copiii, ăia care sunt cu corul, ăia care sunt cu worship time, ăia care sunt cu școala de sabat, ăia care sunt cu tabita, ăia care sunt... Toate departamentele, mai puțin ăia care sunt board, cum se zice board members, ăștia de comitet, așa? Și le-am spus, fiecare îți alegi un departament și pui numele tău pe una din liste. Care nu-ți alegi un departament, caută-ți altă biserică, că nu ești membru aici. Adventiștii care sunt leneși nu sunt adventiști. Și punctul următor, fiecare dă un studiu. La anul în ianuarie începem din nou cu studiile biblice. Fiecare nou botezat trebuie să dea un studiu biblic. De ce? Că atunci când îi înveți pe alții, crești tu. Cu cât îi înveți pe alții, cu atât știi tu mai bine. Devii stăpân pe materie. Fiecare nou botezat, mi-amintesc că am botezat 51 și din 51, 50 au dat câte un studiu. Vă dați seama, 50 noi botezați au dat 50 de studii biblice, fiecare câte unul. Și o femeie, o doamnă, a refuzat. A zis, eu nu dau, nu mă duc bal la nimeni la ușă, stau să urmăresc, nu dau niciun studiu. 50 au rămas în biserică, unul a plecat. Ăia care a refuzat să dea studii biblice, femeia a căzut. Vreau să vă spun, dacă 47 rămân în biserică și 53 pleacă, în biserica noastră, deci cât e la procentajul? Nu? E jumate, 50, să zicem așa, jumate. În biserica noastră, procentaj, făcut calcul de conferință, vreo 90%, 92% mai precis, 92% rămâneau în biserică. De la 50% la 90% e o diferență. Numai 10% plecau. Pentru că oamenii erau implicați în activități, studiau serios, erau implicați, înțelegeau și așa mai departe. Frații mei, pot să vă dau multe exemple, timpul nostru s-a dus, dar oamenii din biserică erau prinși ca și dumneavoastră cu servici, cu business, cu viață. Omul are servici, are familie, trebuie să plătească facturile, trebuie să plătească casa, trebuie să plătească curentul, trebuie, mă înțelegeți? Asigurarea medicală, asigurarea de mașină, trebuie să plătești, că dacă nu, ok. Și spuneau oamenii la început, băi, frate Pavel, păi dacă noi ne băgăm în atâtea lucruri, ne băgăm cu studii biblice, dacă ne băgăm cu orașul, dacă ne băgăm cu seminarii, după aceea cu evangelizare, după aceea cu vizite, după aceea cu... Ce se întâmplă cu serviciu, cu familia noastră? Ca să mă duc să dau studii biblic, păi îmi iau după amiază, că ți-a drumul, că stai acolo o jumătate de oră, ți-a drumul înapoi, după aceea să mă duc în oraș, păi am fost, de exemplu, într-una din activitățile în oraș, trei sâmbete la rând, ne-am dus sâmbătă seara în centrul orașului să dăm mâncare la aia fără casă, homeless. Și se făcuse așa un rând de vreo 150 de oameni, nu i-am numărat, una din secretarele mele au numărat, nu mai știu, nu contează, și nu numai că le deam mâncare, dar ne rugam cu ei și ne spuneau ăștia, homeless, ne spuneau, ce, au mai venit și alte biserici să ne dea mâncare, dar nimeni nu s-a rugat, ne-au dat mâncare și am plecat. Nimeni nu s-a să ne asculte și să se roage pentru noi, ce voi sunteți deosebiți, deci se vede că voi ne iubiți. Și când faci alte activități în fiecare duminică și apoi în fiecare joi și apoi, se duce timpul. Și spuneau oamenii ăștia din biserică, ce facem noi cu business-ul, ne pierdem salariul, ne pierdem business-ul, ne pierdem serviciul. Și am zis, mai sunteți dispuși să-L puneți pe Dumnezeu primul? Cu orice risc. Să-L iubiți pe Dumnezeu mai mult decât serviciu? Păi frate, îl iubim pe Dumnezeu, dar nu suntem dispuși. Păi atunci nu-L iubiți. Nu poți să zici, îl iubesc, dar nu vreau. Până la urmă, am zis, ok frate, suntem dispuși orice s-ar întâmpla. Și la sfârșit,
I-am luat în fața adunării, unul câte unul, și-au dat mărturie. Unul câte unul și-au spus, vrem să știți toți că de când ne-am implicat cu totul, am crezut că ne merge business-ul mai rău, deși m-am dus mai puțin la servici, deși m-am ocupat mai mult de biserică, Dumnezeu m-a binecuvântat, business-ul mi-a crescut cu 10% sau cu 15%. La toți n-a fost niciunul să zică, din cauza asta am pierdut. Pe toți, cu cât s-au dăruit mai mult Dumnezeu, cu atât Dumnezeu i-a binecuvântat mai tare. Că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios. Mai mult decât atât, oamenii aia, biserica aia, să vă dau niște rezultate. Biserica aia a crescut de la 90 la 340 medie. O dată mai mult, o dată mai puțin, depinde de sabat. Biserica aia, care n-a avut să se creștere 70 de ani, a ajuns la 18,6%, când în America creșterea e cu 3,2%. A ajuns la 18,6% printre cele trei cele mai rapide biserici crescătoare din America și Canada. Cu 18,6%. Biserica aia unde lucrau 11 oameni, acum lucrau 265 de oameni. Păi când ai 265 care lucrează, pe aia e ca un stup care bâzie tot timpul. Adică înainte aveam o clasă de școală de sabat și acum aveam 16 clase de școală de sabat, toate pline. Înainte ne aveam tineret, acum aveam tineret, nu știam să facem cu ei. Înainte aveam numai sâmbătă ne întâlneam, acum în fiecare zi, că marți, că miercuri, te duceai la adunare, erau activitate. Acum sunt tineri, acum sunt bătrâni, acum sunt pensionari, acum avem cutare, acum avem seminar. În fiecare zi te duceai, se învârtea acolo albinele în stup. Că în, deci pot să merg înainte. Dacă vă amintiți, aseară am spus așa că atunci când au avut oamenii viziune, unul a vrut radio, unul a vrut televiziune, vă amintiți? Unul a zis că vrem să facem corportaj, unul a zis că vrem să facem 12 seminarii pe an, altul a zis că vrem să facem cel puțin o evanghelizare pe an, altul a zis, dacă vă amintiți, că vrem să avem efect asupra întregului glob. Când a zis așa, am zis, băi frate, ai visat azi noapte, cum adică noi, biserica asta locală, din orășelul ăsta, care nu ne știe nimeni, să avem efect pe tot globul. Dar el îmi spune, păi n-ai spus matele așa, că zice Dumnezeu, dați-mi un om, dați-mi un om și pot să salvez națiunea. N-ai spus matele așa, că Domnul a folosit un Moise, Domnul a folosit un Iosif să salveze națiuni? Ce dacă Domnul poate, n-ai spus matele așa. Ba da, dar în mintea mea, numai că aia a fost predică, cine crede? Ei, biserica aia care nu știa nimeni, vreau să vă spun că în decurs de 3 ani a ajuns, ascultați cu atenție, să aibă downloads de pe internet, din peste 85 de țări de pe glob, cu 500.000 de downloads pe lună. Știți ce înseamnă aia? Jumătate de milion de oameni să asculte în fiecare lună. Ianuarie, februarie, martie, în fiecare lună, în fiecare lună. Cât am stat? O jumătate de milion de ascultători de pe tot globul. O jumătate de milion luna asta, o jumătate de milion luna viitoare, în medie. O dată mai mult, o dată mai puțin, dar în medie. Îl întrebam pe cel de la media, îl întrebam cât am avut luna asta. Intra, punea pasorul, zice că 520 ceva de mii. Cât am avut? 510.000, 511.000, 520.000, 500... O jumătate de milion în fiecare lună, de pe tot globul. Primeam în medie de 150 la 200 de e-mail-uri pe zi, de pe tot globul, din Filipine, din Australia, din Germania, din Serbia, din de peste tot. Am ascultat la seminarul nostru și m-am hotărât să mă duc la biserică. Am ascultat la seminarul nostru și mi-a schimbat viața, am început să mă rog. Am ascultat la seminarul nostru și eram în divorț și acum sunt împreună. Am ascultat la seminarul de la biserica noastră și acum și biserica noastră îmi spune în Filipine, suntem 6 biserici, ne întâlnim de 2 ori pe săptămână, ne rugăm împreună. Și primești câte 150 de e-mail-uri de genul ăsta în fiecare zi, e biserică care are un impact peste tot globul. Nimic nu e imposibil la Dumnezeu și asta nu este lucrarea mea sau a mea tale sau a mea tale. Noi nu putem face treaba asta. Noi nu avem putere să ne schimbăm pe noi. Am început când m-am căsătorit să schimb pe nevastă. Vă spun eu că n-a mers bine. Până am renunțat și am lăsat-o în pace și am renunțat să o schimb. Și atunci a mers bine. Eu nu pot să mă schimb pe mine, nu pot să schimb pe al de lângă mine. Cum pot să schimb eu globul? Dar atunci când te rogi, Dumnezeu ia pe un om ca care nu te gândești. Dumnezeu ia... Dacă Dumnezeu se folosește de un măgar, adică ați auzit așa ceva, măgarul a vorbit. Cum ți-ar fi să vină pisica mea tare sau câinele să înceapă să vorbească? Dumnezeu poate să facă orice. Dumnezeu poate să ia pe un om la care nu te aștepți, un persecutor sau un demonizat și Dumnezeu, când omul ăla se consacră, nu prin puterea ta, nu prin înțelepciunea ta, ci prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu poate să dea victorie, biruință printr-unul sau printr-o mie. Nu contează numărul, că e puterea lui, nu e puterea ta. Dumnezeu poate să facă orice. Atunci când oamenii se consacră fără rezervă și iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Acum nu mai am timp să mai dau alte statistici, alte rezultate. Vreau să vă dau un exemplu care probabil că nu vă spune prea mult. Este un sondaj, se numește NCD, NCD, Natural Church Development, care l-a făcut un anumit Schwartz și George Barnall, care analizează toate sondajele pe toate bisericile din lume, l-a analizat în sute, în mii de biserici. Și toate bisericile care cresc,
au 8 caracteristici, între care una e rugăciunea, una, și nu vreau să trec acum prin ele, că nu avem timp, ne mai am încă câteva ore. Au 8 caracteristici și în istorie, de la Biserica Apostolică până în ziua de azi. Că-s mari, că-s mici, că-s sărace, că-s bogate, toate care cresc au 8 caracteristici. Și foarte interesant că ăștia toți care împlinesc ăștia 8 caracteristici, nu contează că sunt într-un mediu care nu e prielnic. Crește acolo. Poate să fie în Austria și, băi, frate, aici sunt oamenii seculari, aici nu merge. În momentul în care oamenii încep să împlinească ăștia 8, să se consacre, să se roage, să cu tare, în momentul ăsta nu contează că ești în Austria. Dumnezeu trimite Duhul Sfânt și îngerii Lui și lucrează acolo unde tu nu ai putere și metode. Dumnezeu, prin puterea Lui, găsește o metodă când tu nu ai niciuna. Și nu contează că ești, băi, păi, Franța este seculară, nu merge, Austria e seculară, nu merge. Nu contează, frate, că ești în Africa sau în Austria. Dumnezeu are putere, are metode să ajungă și la inimile oamenilor lor și te pomenești că vine ei la tine. Toți care împlinesc ăștia 8 caracteristici, care acum nu trecem prin ele. Și vreau să vă spun că NCD, Natural Church Development, spune așa, că toate bisericile sănătoase împlinesc caracteristicile astea de la 65% în sus. Când ești sub 65%, biserica nu crește. Au măsurat la peste 500 de biserici și toate care se rugau, dar nu cine știe ce, doiau studii biblice, dar nu cine știe ce, se întâlneau în grupe, dar nu cine știe ce, erau sub 65%, nu creștea niciuna. Și care erau sub 30%, erau în conflicte, în bătăi, în certuri și era decline, adică scădere. 50 de membri, 40 de membri, facea o mormântare și gata, a murit biserica. Biserica noastră avea 32% pe sondajul ăsta. Am măsurat-o 5 ani mai târziu și avea 70%, a crescut de la 32% la 70%. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă creștea la 100%. Păi cred că se boțau câte 5.000 pe zi, nu câte 50 pe lună. Pe an, îmi cer scuze, 50 pe an, 50 pe an, nu pe lună, nu vreau să exagerez nimic. În medie, 250 de studii biblice pe an, în medie 50 de botezuri pe an. Într-un oraș secular, unde n-ai avut botezuri și creștere de ați ani, când ai 50 pe an, e ceva. Slavă lui Dumnezeu, nu? E, biserica a crescut de la 30% la 70%. Orice biserică, orice familie, oricine care se consacră Dumnezeu, are rezultate. Că Dumnezeu a promis. Dumnezeu a promis. Duceți-vă și eu voi fi cu voi. Și așa mai departe. Vreau să vă dau un exemplu. Adică nu contează cine. Nu contează cine. Poate să fie... Adică discutam și încheiem cu asta. Probabil că ați auzit povestea cu una dintr-o biserică. Biserică mică de tot. Mică de tot. Numai bătrâni într-un orășel mic de tot și sărac de tot. Și discutam cu ei de rugăciune și de consacrare. Și da. Credeți în rugăciune? Da. Vă rugați? Da. Cât? Nu știm. Dar nimic nu se întâmplă. Adică dacă îi chemam la rugăciune, veneau doi. Și ideea nu e neapărat să vii la rugăciune. Aici poate locuiești la 3 ore distanță și nu poți să conduci. Dar roagă-te, mă, frate, acasă, dar roagă-te serios. Și studiază și consacră-te și pune-L pe Dumnezeu pe primul loc și umblă cu El. Să vezi că Dumnezeu îți dă și soluția și puterea. Și vine o soră la mine și zice, frate pastor, femeia asta, o femeie foarte bună, dar avea un defect, ca mine, vorbea mult. Cred că mă întrecea și pe mine. Mult și repede. Și când vorbea, necazul e că nu vorbea și se oprea. Vorbea și nu se oprea. Și când era la comitet și începea să vorbească toți, puneau mâna la cap. Că gata, ajunge, gata, hai că mai avem treabă. Nu, lasă-mă să termin. Nu se oprea. Și când a venit la mine, mi-a zis, ops, am încurcat-o. Acum 2 ore trebuie să ascult. Și ce, frate Pavel, de când ai spus matale să ne rugăm, am început să mă rog și eu nu știu cum să mă rog și să studiez fără să vorbesc. În mintea mea, știam asta, nu trebuie să-mi spui. Și pe aceea zice, frate Pavel, vreau să spun că de când am început să mă rog, mi s-a schimbat viața. Nu mai mă cer cu soțul, încep să am experiențe cu Dumnezeu, mă inspiră Dumnezeu ce să fac și ce să nu fac, îl simt pe Dumnezeu prezent în viața mea, cu copiii nu mai am probleme, la serviciu nu mai am probleme, la școală nu mă cer cu nimeni, vreau să spun că de când mă rog așa, a început să mi se schimbe viața. Când vorbesc, sunt atentă ce spun, pot să mă opresc, a început să mi se schimbe viața. Și Domnul să fie lăudat. Amin. Că eu le spun că rugăciunea schimbă, dacă câteodată te uiți la câte unul zice, bă, asta nu se schimbă, poate să roage oricât săracul. Dar n-a fost așa, că Dumnezeu poate să schimbe pe oricine. Nu? Nu tu te schimbi. Domnul schimbă inima. Și după aceea vine peste încă o lună și zice, frate Pavel, de când mă rog, zice, am început să am experiență cu Dumnezeu și uite, l-a rugat pe Domnul să ne schimbe biserica și orașul.
să avem și noi puțină influență, că Matale a zis că biserica cu mucenici, o mână de oameni, fără bani, fără mașini, fără internet, persecutați de farisei să fie omorâți, când s-au consacrat și s-au rugat și au primit Duhul Sfânt, au evangelizat lumea întreagă în 30 de ani. E așa sau nu? Ce spune sora aici? Puterea lui Dumnezeu îi însoțea. Se petreceau minuni, se botezau cu miile și așa mai departe. Ce m-am rugat ca și Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Ok, bine. Domnul să te binecuvânteze, foarte bine. Pe aceea zice că Domnul i-a răspuns după câteva luni de rugăciune. Un orașul nostru cât e de sărac, degeaba îi chemăm la biserică, ăștia mor de foame. Trebuie să îi hrănim, să facem un community center, un centru de săraci și să-i ajutăm cu nevoile lor. Și după ce, cum a făcut Iisus, zice, metoda lui Iisus singură, Iisus îi vindeca, Iisus le dădea mâncare și așa mai departe. Și după aceea le spunea, urmează-mă, zice, trebuie să facem ca el. Trebuie să facem un community center, să ajutăm săracii, să ajutăm bolnavii și apoi, după ce ne cunoaște tot orașul, atunci îi chemăm la biserică. Și în mintea mea, băi, metoda e bună, dar cine face treaba asta? Că voi sunteți 20 de bătrâni, toți de-abia veniți la adunare. Adică de-abia, dacă nu ești atent, te împiedici și mori aici, la biserică. Sunteți toți 20 de bătrâni, bolnavi toți. Cine face treaba asta? Community center, păi ne trebuie clădire, ne trebuie oameni care să lucreze acolo, ne trebuie oameni care să pună pe rafturi, ne trebuie... Cine lucrează? Și am întrebat așa, politicos, și sora, cine face treaba asta? Și că, păi n-ai spus, matale, că dacă Domnul ne dă viziunea, El ne dă și puterea. Da, am spus, dar uite-te la matale în mintea mea, dar n-am zis. N-ai spus, matale, că Dumnezeu ne dă și resursele și binecuvântele și tot. Ba da, am spus. Păi, și nu crezi? Cum să spun că nu cred? Că eu am predicat. Da, cred. Și după aceea zice la mine, nu prea crezi, te îndoiești. Zice, nu, cred. Zice, probabil că nu te-ai rugat. Ups. Acum spunea mie că eu nu cred că nu m-am rugat, că dacă mă rog, cred. Așa e, când te rogi, crezi că Dumnezeu poate. Credință nu e când vezi minunea, credință e când crezi înainte să vezi. Că Dumnezeu le-a spus acolo, zice, mergeți în jurul Ierihonului în fiecare zi, odată în ziua a șaptea de câte ori. Și după aceea ce să spune preoții din trâmbiță? Și după aceea ce să facă Israelul? Ce trebuia să facă? Să strige, dar cum e în ebraică? Ce strigați, ce shout of victory în engleză. În engleză ce un țipăt de biruință. Deci ei trebuia să strige că au biruit înainte să cadă zidul. Păi după ce cade zidul, oricine poate să zică am biruit. Dar hai striga, am biruit în timp ce ești în necaz. Încă, înainte să fii vindecat, înainte să ai răspunsul, când încă te chinui și ești în criză, să țipi, am biruit! Aia e credință. Nu? Cum zice fiul meu, dacă mi-a promis tata, pot să mă bucur, gata, cumpără. Înainte să-i cumpăr. Și femeia zice, frate, păi ce matale n-ai credință, trebuie să te rogi. Zic, nu, cred. Deci, ok, zice, hai să vorbim în comitetul. S-a dus la comitet, a vorbit cu comitetul. S-au uitat la ea, că nu avem soră bani, nu avem local, e scumpă chiria, nu avem oameni, nu avem mobilă să vinem, nu avem haine, nu avem mâncare, ce le dăm la săraci? Lasă-ne în pace. Păi m-a rugat, Domnul mi-a dat viziunea, care, de unde, de ce nu ne-a dat și nouă? Păi nu v-ați rugat. Vai, cum ne spune matale că noi nu ne rugăm? Dar adevărul e că probabil că nu s-au rugat atât de mult cât se rugase femeia aia în ultimele 3-4 luni. Și zice mie, frate pastor, matale mi-a spus să mă rog, m-a rugat, acum nu mă pot duce singură femeie să bat pe la uși. Mergi cu mine acum. Aole, cine m-a pus să-i spun să roage, că acum trebuie să mă duc cu ea? Îi zic, ok, joi la 9. Joi la 9 m-am dus la ea acasă. Eu când i-am zis joi, am crezut că scap într-o jumătate oră și gata. M-am dus la ea acasă, o luăm din casă în casă, din ușă în ușă. Ba la ușă și zice ea, vrem să închiriem, aveți de vânzare, de închiriat o cameră, vrem să închiriem o cameră să pornim un community center, un centru pentru ajutarea orașului, a săracilor. Nu, următoarea casă, nu, următoarea casă, nu, următorul business, nu, următorul business, da, avem, cât costă? 6.000 pe lună. Prea scump. Următoarea. Pe la 12 mă săturasem, zic, sora, mi-e foame, adică ajunge. Era vorba că de la 9 la 9 jumate. Zice, ok, ne întâlnim joia viitoare. Zic, nu, eu ți-am zis că joi acum, nu în fiecare joi cât o-i trăi până vine Domnul. Nu, frate, păi ce, n-ai spus matale că văduva s-a dus la judecător? Trebuie să insistăm până Domnul ne dă clădirea, n-ai spus matale așa. Femeia asta ascultă la predici, săraca. Ok. Vin joia viitoare, joia viitoare iar, am terminat tot orașul, pe aceea ce hai în orașul următor. Joia viitoare iar, 6 luni, în fiecare joie. M-am săturat, eram gata să mă mut de acolo, mă săturase, nu mai vreau să... Când mă suna, mă lua stomacul, numai când mă gândeam că sună la telefon. După ce ne-am dus în orașul următor, l-am terminat,
care era numai la 14 mile distanță, îi zice, hai înapoi în primul oraș, în orașul nostru. Păi zic, am fost toată. Și că dacă s-a eliberat un business sau o cameră între timp, am mers a doua oară în orașul ăsta și după aceea a doua oară în orașul ăla. Ne-am dus de două ori în orașul ăsta, de două ori în orașul ăsta. După 6 luni am spus, soră, lasă-mă. Zice, nu frate, n-ai spus matale ca văduva la judecător? N-ai spus matale așa? N-ai spus matale în predică că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni pe loc pentru că noi nu suntem gata și orașul nu e gata. Dumnezeu lucrează, cum a fost cu Daniel. Zice, în momentul în care ai început să te rogi, am început să lucrezi. Când tu te rogi, Domnul lucrează. Și tu trebuie să te rogi ca Domnul să continue să lucreze. Dar trebuie să mă lupt cu mezii și cu perșii. Așa e? Și dacă tu te oprești din rugăciune, Domnul se oprea din lucru. Deci tu trebuie să continui să te rogi ca Domnul să lucreze cu oamenii. Și acum sunt gata să dau răspunsul după 3 săptămâni. Și n-ai spus matale că la Avram a durat 25 de ani și că la noi 120 și că la Moise 40 și că la... N-ai spus matale că trebuie să ne rugăm fără încetare și să nu renunțăm, să ne prindem de el și nu te las până nu. Și zice, hai, din nou, o luăm a treia oară din... Vai de mine, m-am rugat și eu atunci și zic, Doamne, te rog frumos, dă-ne o clădire să mă lase în pace. Ne ducem, batem la ușă într-o zi, într-o joie și fusesem acolo. Era a treia oară acum. Și răspunde, ne închiriezi localul? Și că da. Ok, cât vrei? Păi data trecută v-am spus 4500, da, și mi-a spus că voi n-aveți mai mult de 2500. Vi-l dau cu 2500, că de atâta timp îl am și plătesc taxe și nu le-a nimeni. Că a căzut economia, era în 2008 sau 2009. A căzut economia și decât să stea gol, 2500 e mai bine decât nimic. Eu am vrut 4500, dar voi nu vine nimeni să-mi dea 4500 pe local, așa că vi-l dau vouă cu 2500. Domnul să fie lăudat, joi nu mai trebuie să vină. Amin. Și am făcut contractul, am semnat și după aceea, când terminam de semnat, i-am zis, gata, joi nu mai vine. Zice, pastore, Domnul să te binecuvânteze, mulțumesc că ai venit cu mine 6 luni. Și când să plec, sună telefonul. Zice, sunt managerul de la Kmart. Kmart e un magazin foarte mare, foarte mare. Și ce am dat faliment, am închis magazinul din oraș și știm că vrei să construiești să pornești un community center. Zic, de unde știți? Și zice, hă, tot orașul știe, ne-ai bătut la toate ușile. Și zice, ai găsit clădire? Am găsit. Ai rafturi? Nu am. Ok, vreau și eu să ajut. Vino la Kmart, că noi și așa închidem tot și aruncăm la gunoi tot. Vino și iei câte rafturi vrei, degeaba. Am vorbit cu un presbiter care avea un camion, un Ford. Ne-am dus, am încărcat Fordul cum suntem noi așa mai lacom, mi-am luat mai multe rafturi decât aveau loc în încăpere și afară în parcare. Am luat rafturi grămadă, am dus rafturile, le-am pus și pe aceea zic, ok, ne întâlnim la adunare, Domnul să te binecuvânteze. Sună telefonul. Și ce sunt pastorul de la biserica, ce reverendul de la biserica luterană. Deci ai găsit clădire. Zic, de unde știi? Zice, tot orașul știe. Zic, așa e, am bătut la toate ușile, am învățat lecția. Deci ai găsit clădire? Da. Ai rafturi? Da. Biserica noastră vrea să ajute. Vrem să-ți dăm haine, donații. Deci tot șifonierul noastră se pline cu haine care nu le îmbrăcăm de ani de zile. Vrem, am vorbit cu ei, să ajutăm și noi în lucrarea care o fac biserica adventistă. Primiți donații. Zic, da, bineînțeles. Deci veniți cu un camion. Ne-au dat donații. Sună biserica baptistă, sună biserica presbiteriană. 6-7 alte biserici au sunat și au început să dea mobilă, hrană, mâncare. În decurs de 2 săptămâni era clădirea noastră plină, fără ca noi să dăm nimic încă. Când Dumnezeu lucrează, plouă, frate, plouă cu mană cerească. După ce am primit toate donațiile astea, a venit Catrina, dacă vă amintiți. A durat un an, 2-3, am început să creștem, s-au întâmplat mai multe între timp, nu mai am timp să vi le spun. A sunat de la guvern, ne-a spus, noi știm ce faceți acolo. Și zice, vrem ca voi să vă ocupați de food stamps. Alea sunt cupoanele de mâncare pentru săraci. Deci că nu avem încredere în alții, voi vă ocupați de săraci. Și guvernul ne dea cupoanele de mâncare și noi eram săraci. După aceea sunat de la pușcărie, zice, când ies așa de la pușcărie, 6 luni au probare. Și vrem ca voi să învățați să lucreze, să ajute săracii. Așa că vrem 6 luni să lucreze în centrul vostru, pe degeaba. Am avut și lucrători acum. După aceea am pornit grupă de rugăciune acolo, aveam miercuri la biserică și marți la community center și a venit pastorul, cred că de la presbiterie, nu mai amintesc, și zice, băi, ăștia nu mai vin la ora mea de rugăciune, vin la ora ta. Că tu ajuți orașul. Și ce n-ai vrea să vii și la mine, ce avem în timpul săptămânii să ții și la mine, că poate vin și la mine la biserică. Am început să ținem ore de rugăciune cu bisericile. După aceea, adică pot să continui, povestea e lungă. Nu mai aveam loc cu atât de multe donații, nu mai aveam loc înăuntru, le-am pus în parcare, a venit iarna și ploua și ningea pe ele. Ce facem? Și îmi zice sora, zice, păi nu spune așa, Doamne, lărgește-mi teritoriul, nu? Rugăciunea lui? Așa e, cine știe. Doamne, lărgește-ne teritoriul. Am început să ne rugăm și vine vecinul din dreapta și zice, măi, a căzut economia, nu mai am bani să plătesc căldura, să plătesc lumina, nu se vinde nimic. Și ce am,
ca să nu încălzesc toată clădirea, că e încălzirea foarte scumpă, mi-am mutat tot în față la stradă, în primele două camere, și depozitul din spate e tot gol și frig. Ce, uite, țineți lucrurile în ploaie acolo, vă las, că voi ajutați tot orașul ăsta, voi faceți atât de mult bine, vă las să vă puneți lucrurile care sunt în parcare în zăpadă, să le puneți la mine în depozitul meu, dar să nu porniți căldura. Și am întrebat, cât ne costă pe lună? Ce nimic? Voi ne ajutați pe voi? Vreau să fiu și o parte din binecuvântarea asta. Peste 3 luni a venit business-ul din partea stângă. Și ce mi-a spus ăla, că în 3 luni Dumnezeu l-a binecuvântat în jumătate de clădire, mai mult decât toată viața lui în toată clădirea. Pentru că el s-a băgat în lucrarea lui Dumnezeu și a sacrificat jumătate de clădire și Dumnezeu l-a binecuvântat. Vreau și eu o binecuvântare, vă dau și o jumătate de clădire. Am primit încă jumătate de clădire. După un an mai târziu am cumpărat bagazinul de piese auto, AutoZone. Am cumpărat toată clădirea din donații. Și a crescut acolo și a avut o influență extraordinară. Încă am ziarele, le-am pus în plastic și încă le păstrez. Toată pagina de cum să zic eu, front page, toată pagina primă, unde zice Community Center al Bisericii Adventiste, fac cel mai mult pentru orașul nostru. Când înainte nu știa nimeni biserica aia, erau 20 de bătrâni acolo. Adică atunci când oamenii se roagă, Dumnezeu găsește o metodă și pentru săraci și pentru bogați, că Dumnezeu are 1000 de metode când tu n-ai una. Dacă noi ne consacrăm, dacă femeia aia a fost dispusă să sacrifice atâtea luni din viața ei și după aceea a ieșit la pensie, încă îl preda ca, nu știu cum se zice, substitut, teacher, ca un profesor de rezervă, nu știu cum să zic eu. Și a zis așa, nu mai mă duc la școală, vreau să mă implic cu totul. Stătea acolo la Community Center ca să coordineze lucrătorii care veneau voluntari să le spună, tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Și îmi spunea, zice, pastore, de când sunt aici, mi-a schimbat Dumnezeu viața și până acum am fost adventist toată viața, dar n-am avut nicio atâta binecuvântări și atâta pace și atâta bucurie cât am acum. Toată biserica a fost influențată, tot orașul a fost influențat. Și mai sunt și alte cazuri, nu mai avem timp. Timpul s-a dus extraordinar de mult peste. Fraților, Dumnezeu ne cheamă pe toți, fără rezervă. Tânăr, bătrân, pastor, membru, nu contează. Pentru că nu e bazat pe capacitatea, educația, experiența, înțelepciunea, pregătirea noastră, e bazat pe puterea și pe harul lui. Lucrarea nu e nici prin putere, nici prin tărie, ci e prin Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu poate să întărească un bolnav, un bătrân sau un copil. Este așa sau nu? Duhul lui Dumnezeu poate să-ți dea victorie fără să ai armată, trimite viespile înaintea ta și îți dă biruință fără ca tu să te lupți. E așa sau nu? Duhul lui Dumnezeu poate să facă absolut orice, nu e nimic imposibil. Problema este că noi de multe ori suntem focalizați pe nevoile noastre și când ne rugăm, noi ne rugăm pentru nevoile noastre și ne mirăm de ce nu răspunde Domnul. Nici o problemă să te rogi pentru nevoi. Dar trebuie să începem ca noi să ne micșorăm și să lăsăm pe El să crească. Trebuie să învățăm să avem alte priorități, pentru că Domnul vine. În sfârșit, vine. O să-L vedem cu ochii noștri. Și dacă nu ne schimbăm și nu luăm hotărârea asta azi, când o să o luăm? Când încep plăgile, ne uităm, oh, frate, s-a închis harul și nu știu dacă-s mântuit. E prea târziu. Eu înțeleg că noi nu putem în puterea noastră să ne schimbăm, niciunul, sau să ne salvăm. Dar Dumnezeu este capabil să ne salveze. Dumnezeu este capabil să crească biserica. Când zice așa acolo, zice, rugați-vă ca Domnul să vă dea, vă amintiți când vorbește de ploaie? Ce zice acolo în Zaharia? Zice, rugați-vă ca Domnul să vă dea ploaia? Câte mult ne rugăm noi pentru ploaia târzie, frații mei? Eu foarte rar, cât călătoresc, foarte rar aud biserici rugându-se, Doamne, revarsă Duhul Sfânt, că nu putem fără Tine. Doamne, am încercat și nu avem succes. Avem nevoie de Tine. Te rugăm disperați, ne prindem de Tine și de aici înainte o să ne rugăm împreună, toată biserica. Toarnă Duhul Sfânt peste noi, ca individual și ca biserică. Schimbă-ne, ajută-ne să ne consacrăm și ajută-ne să ajungem la oamenii care nu te cunosc, să predicăm Evanghelia, că Dumnezeu are multe suflete prețioase în jurul nostru, de care noi nu știm. Așa am crezut eu în orașul de care am vorbit, că nu e nimeni. Și când au început să vină, câți mi-au venit în prima evanghelizare, care am ținut-o în biserica aia care nu credea în evanghelizare? 400, peste 460, 460 ceva de vizitatori. Când au văzut ea, nu puteau să creadă. În viața noastră am avut mai mult de 2-3. 460 de vizitatori, aoleu! Mi-amintesc că a venit un lawyer, un avocat, Bob, și îmi zice, eu vin pentru că îmi plac clasele de sănătate, eu cred în mânca sănătos, dar eu nu vreau să mă botez, să nu cumva să încerc să mă manipulez. Și am spus, eu nu vreau să te botezi. Cum? Tu ca pastor vrei să vreau? Nu, nu vreau. Te rog să nu te botezi. S-a uitat la mine și că, băi,
Niciun pastor nu mi-a zis așa, uite, zic eu primul. Păi de ce să nu mă botez? Pentru că dacă nu vrei și te botezi, o să faci la probleme de o să ne mănânci, mai ales că ești avocat. Zic, până nu vrei cu toată inima și nu ești schimbat, n-ai ce căuta în biserică. Vii așa în vizită. Și ca, deci promis că nu încerc să manipulez, promit. La mesat a venit la sănătatea asta și la evanghelia, a venit la sănătatea asta și la, a venit la studii biblice, a venit la seminarii, a venit la toate alea. Am avut botez, s-au botezat oamenii și în ultima noapte, noi botezasem pe toți vineri și sâmbătă aveam, am avut ultima, am avut o masă și vine la mine, te rog frumos, prea târziu să mă botez și zic, da, te rog frumos, nu, te rog, zic, băi, glumesc, nu e niciodată prea târziu, hai. Dar el, te rog frumos, e prea târziu. Fraților, oameni la care nu te aștepți, la care nu te gândești, care zic, niciodată nu mă botez. Duhul Sfânt poate să-mi moaie inima. Și noi ce e imposibil aici? Nu e imposibil, nimic nu e imposibil pentru Dumnezeu. Noi o facem imposibil. Noi, Dumnezeu nu are limite, noi îi punem limite. Că nu avem credință, că nu ne rugăm, că nu ne consacrăm cu totul, că nu suntem dispuși să renunțăm la tot și așa mai departe. Acum nu vorbesc de dumneavoastră, dar vreau să vă spun că chiar dacă zicem, păi frate, ce spui matale e greu, din punct de vedere omenesc aveți dreptate, nu e greu, e imposibil. Dar din punct de vedere dumnezeesc, nu e imposibil și nu e nici greu, e ușor. De-aia trebuie să vă rugați, Doamne, te rugăm pe tine să faci ce nu putem noi. Îți dăm permisiunea, fă ce vrei. Îți predăm viața, fă ce vrei. Și când te rogi asta și te rogi cu seriozitate, Dumnezeu începe să lucreze. Azi te rogi, mâine te rogi și o să vedeți ce se întâmplă. Vă invit și vă rog și apelul ăsta nu e de la mine, nu câștig nimic, salariul meu nu crește, nu scade, nu mă afectează cu nimic. Dar eu cred că Dumnezeu ne cheamă. Duhul Sfânt face apel la inima noastră să o luăm în serios. Uitați-vă împrejur. E timpul să ne trezim. E timpul să ne consacrăm. E timpul să avem priorități. E timpul să nu mai trăim ca în zilele lui Noe, ci să ne trezim și să fim servitori vrednici, nu netrebnici. Știți la ce mă refer? E timpul, de-aia Dumnezeu face apel la biserică, la mine și la noastră, să ne consacrăm fără rezervă. Domnul să ne ajute la aceasta începând de azi.